Non potete mettervi a fare Dio. Il nostro obbligo è reciproco, come è sempre stato, anche se ve lo siete dimenticati. Interromperemo questa trasmissione, l'infinita trasmissione cacofonica di divisioni e distrazioni, per portarvi questa notizia. Non stiamo bene. Nessuno di noi. Tutti noi stiamo soffrendo. L'anno scorso, le tempeste di fuoco che hanno bruciato i polmoni della terra non vi hanno fermato. Né i ghiacciai che si disintegrano, né le vostre città che sprofondano, né la consapevolezza di essere i soli responsabili della sesta estinzione di massa. Non mi avete ascoltato? È difficile ascoltare essendo così impegnati, lottando per arrampicarsi sempre più in alto sull'impalcatura delle comodità che vi siete costruiti. Le fondamenta stanno cedendo. Si stanno inarcando sotto il peso dei vostri desideri fittizi. Io vi aiuterò. Porterò le tempeste di fuoco nel vostro corpo. Inonderò i vostri polmoni. Vi isolerò come un orso polare su un iceberg alla deriva. Mi ascoltate adesso? Non stiamo bene. Non sono un nemico. Sono un mero messaggero. Sono un alleato. Sono la forza che riporterà l'equilibrio. Ora mi dovete ascoltare. Sto urlando di fermarvi. Fermatevi. Tacete. Ascoltate. Ora alzateli gli occhi al cielo. Come sta? Non ci sono più aerei. Quanto vi serve che stia bene per godere dell'ossigeno che respirate? Guardate l'oceano. Come sta? Guardate i fiumi. Come stanno? Guardate la terra. Come sta? Guardate voi stessi. Come state? Non puoi essere sano in un ecosistema malato. Fermati. Molti hanno paura adesso. Non demonizzate la vostra paura. Non lasciatevi dominare. Lasciate che vi parli. Ascoltate la sua saggezza. Imparate a sorridere con gli occhi. Bună seara, stimați telespectatori, ne regăsim la Inedit TV, la o emisiune cu totul și cu totul specială. Sunt Titi Sultan, vă vorbi astăzi despre statul de drept. Mai mult vom avea în vedere încălcarea principiilor statului de drept, respectiv a drepturilor și libertăților fundamentale. Voi porni însă în a prezenta articolul 1, care se referă la statul român. România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Nu mai spun că forma de guvernământ a statului român este Republica, dar la aliniatul 3, România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic, reprezintă valori supreme în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989 și sunt garantate. Foarte important este că România se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor în legislativă, executivă și judecătorească în cadrul democrației constituționale. Iarăși, una linie foarte importantă asupra căruia ne vom opri în mod evident este că în România respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. Mergând mai departe, articolul 16 din Constituție, care se referă la egalitatea în drepturi, cetățenii sunt egali în fața legii și autorităților publice fără privilegii și fără discriminări, nimeni nu este mai presus de lege, funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate în condițiile legii de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară. Mai mult decât atât, statul garantează egalitatea de șanse între bărbați și femei. Ce este apoi foarte, foarte important, mergem mai departe, articolul 21, accesul liber la justiție.
Este un articol deosebit de important, consacrat încă din 1991 în Constituția României, modificat în anul 2003. Cetățenii se pot adresa justiției pentru apărarea dreptului la libertăților și intereselor sale legitime și lor legitime. Nimeni nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. Foarte, foarte important, mergând mai departe, este dreptul la apărare. Însă, bineînțeles, tot în cadrul accesului la justiție, este foarte important că cetățenii au dreptul la un proces echitabil, iar jurisdicțiile speciale administrative sunt facultative, jurisdicționale. Însă, ce este foarte important, articolul 24, dreptul la apărare este garantat. În tot cursul procesului, cetățenii au dreptul să fie asistați de un avocat ales sau numit din oficiu. Mergând mai departe, n-am cum să nu discut despre articolul 51 din Constituția României, respectiv că cetățenii români, străinii și apatrizii sunt obligați să se îndeplinească drepturile și obligațiile cu bună credință. Însă la articolul 53, pentru că o să facem, sigur, raportare și la această dispoziție constituțională, se referă la restrângerea exercițiului unor drepturi sau unor libertăți. Prin urmare, exercițiul unor drepturi sau unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății, ori a moralei publice, desfășurarea instrucției penale, apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor, prevenirea consecințelor unei calamități naturale, a unui dezastru, ori a unui sinistru deosebit de grav. Însă, restrângerea, ce spune alineatul 2, poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie aplicată proporțional cu situația care a determinat-o, să nu fie aplicată în mod discriminatoriu și fără să aducă atingere existenței dreptului sau libertății. Evident că dacă vorbim despre instituțiile din cadrul autorității judecătorești, decât o singură subliniere fac, justiția se înfăptuiește în numele legii, este unică, egală și imparțială pentru toți. Vedem mai departe, ca să nu monopolizez începutul discuției noastre de astăzi, însă ce vreau să scot în evidență, și de aceea am intitulat statul de drept, destul de des invocat în ultima perioadă, sau în ultimii 30 de ani mai mult, dar știm cu toții că există în cadrul acelei obligații a statului român de a respecta statul de drept, obligații impuse de regulă de către Comisia de la Veneția, care emite recomandări, dar să nu uităm că încă suntem sub lupa democrației europene și aici mă refer la acea instituție care încă ne monitorizează sub aspectul respectării principiilor fundamentale ale statului de drept. Astăzi, în legătură cu acest subiect deosebit de important, a avut loc o manifestare, un meeting spontan, desfășurat în fața sediului DICOT din București, meeting prin care s-a atras atenția asupra modalității în care funcționează justiția în România, care în loc să fie independentă, din păcate, am spus-o de foarte multe ori, răspunde la comenzi politice. De aceea, pentru a dezvolta acest subiect, am invitat-o în această seară și îmi face o mare onoare să o am alături de mine, pe doamna avocat Diana Iovanovici Șoșoacă, care este senator ales din partea Alianței pentru Unirea Românilor Circumscripția Electorală Iași. Bună seara, doamnă avocat, și mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună seara, vă mulțumesc. Deci, în primul rând, vă întreb ce s-a întâmplat astăzi. De ce ați luat această decizie, bineînțeles, coroborat cu ceea ce s-a întâmplat luni la Iași? N-am luat eu această decizie. A fost o decizie, mă rog, luată ad hoc din partea multor oameni care o cunosc pe doamna avocat Iulia Medeleanu de la Iași. Și au spus că, din punctul lor de vedere, trebuie cineva să ia apărarea, să se vadă că opinia publică nu este de acord cu imixtiunea politicului în treburile justiției și mai ales cu răzbunarea politicului prin intermediul justiției asupra unui avocat. Atenție!
În urmă cu două săptămâni, deci cred că pe data de 4 decembrie, da, înainte de alegeri, am depus la sediul DIICOT Iași, pentru că mă aflam la Iași atunci în campanie electorală, am depus la sediul DIICOT Iași o plângere penală împotriva Guvernului României, a domnului Ludovic Orban, a domnului Raed Arafat, domnul deci a Comitetului pentru Situații de Urgență. Da, profesor dr. Străinu Cercel, domnul dr. Rafila, domnul Vela, domnul Tătaru. O plângere care are 11 capete de acuzare. I-am încadrat la grup infracțional organizat. Uimirea noastră a fost... Deci eu cu Iulia ne-am dus la... Plângere semnată de doamna Iulia Medeleanu, Gabriel Tăcescu, soțul meu Silvestru Șoșoacă și Partidul Neamul Românesc. Deci a fost o inițiativă a noastră a tuturor. Partidul Neamul Românesc a luat atitudine, a spus că nu se mai poate să stăm pasivi în fața atâtor încălcări de drepturi și libertăți și restrângeri care nu au nicio legătură cu medicina, ci cu politica. Ne-am adresat DIICOT-ului, evident. Ne-am deplasat la sediul DIICOT Iași, am intrat, dar nu scria nicăieri pe ușă că nu ai voie să intri, eram în programul de lucru, afară ne aștepta presa și am fost întâmpinați de o doamnă care ulterior am aflat că este doamnă grefier șef. Dar la ușă ei nu aveau un jandarm? Aveau un jandarm, da, n-a legitimat și a venit o doamnă. Ce doriți? Păi vrem să depunem o plângere penală. Da. Dar o trimiteți prin mail, că noi nu primim plângeri. Da. Păi zic, unde scrie acest lucru? Păi e o cutumă. Atunci de ce sunteți la birou? Deci au fost niște discuții în contradictoriu câteva momente și am spus, eu consider că mi se încalcă dreptul la petiționare, mi se încalcă dreptul de a-mi exercita efectiv accesul liber la justiție, e dreptul meu de a depune o plângere penală, de a o formula, de a-mi o asuma și a o depune. Dar de ce nu suntem competenți noi? Nu sunteți competenți? Codul de procedură penală vă menționează că o trimiteți dumneavoastră organului competent. Așa este. Se uită și zice, dar de unde știți că e grup infracțional organizat? Doamna dumneavoastră, acum mi faceți analiză pe plângere penală în fața mea în momentul în care o depun. Dumneavoastră aveți obligația să anchetați și să vedeți dacă noi avem dreptate sau nu. Dacă nu, scoateți încadrarea de grup infracțional organizat sau mai adăugați altele și vedeți ce se... Oricum, doamna era depășită de situație. Am întrebat-o cum o cheamă, a spus că nu trebuie să-și decline identitatea. Zic, totuși lucrați într-o instituție publică, sunteți plătită din bani publici și o să știu cine sunteți. Nu trebuie să știți dumneavoastră. Păi cine îmi preia plângerea penală? Și am solicitat să vină domnul procuror șef. Într-un final, doamna s-a dus sus la domnul procuror, s-a întors. Da, vă pot primi plângerea penală. A primit-o, ne-a pus-o ștampilă. N-a dat număr de înregistrare. Atenție! Au primit-o urmând ca ulterior să primească număr de înregistrare. Așa. A coborât domnul procuror șef, doamna Iulia Medeleanu, mi-a spus că e procuror șef pentru că nu a vrut să-și decline identitatea. N-a vrut să-și decline nici funcția. A spus că nu e dreptul meu să-l întreb ce funcție are și cine este. Zic, totuși sunteți într-o instituție publică și vreau să știu cu cine discut. Eu m-am identificat, m-am legitimat, este normal să știu cine sunteți, cu cine discut. Și mi-a spus, în primul rând, vă rog frumos să ieșiți afară, că nu aveți dreptul să stați în această instituție. Și zic, totuși, nu astăzi sunteți plătit din bani publici. Nu, eu nu sunt plătit de dumneavoastră. Zic, dar de cine sunteți plătiți? Nu sunteți plătiți din taxele și impozitele noastre? Deci a avut o atitudine foarte arogantă. Da, chiar și efectiv ne-a dat afară, da? Ne-a primit ce v-am primit, acum gata, la revedere, ieșiți afară. Ne-am dus în fața DIICOT-ului, am început să dăm declarații la presă și ne-am trezit după vreo 5 minute cu jandarmeria, care fusese solicitată să intervină la cererea DIICOT-ului. Da? Pentru că, vezi, doamne, am făcut scandal.
Deci n-a făcut nimeni niciun scandal. Am solicitat să mi se spună cu cine vorbesc, cine, ce funcții dețin și să mi se dea un număr de înregistrare. Deci pe legea 61 au venit, practic. Da. Da, bineînțeles că n-au avut câștig de cauză cu mine, într-un final au plecat, dar știți cum e, intimidare. Le-am și spus, Sigur. Zic, nu mă intimidați, sunteți doi, eu totuși am înfruntat o artilerie întreagă la Sfânta Cuvioasă Paraschiva, zic, credeți că mă împăimântă doi jandarmi, mai ales că nici nu aveți dreptate. Bun, acum luni, acum trei zile, Iulia Medeleanu s-a trezit la ora 7 dimineața cu un procuror, pentru cu mandat de percheziție, s-au deplasat la biroul acesteia, i-au încărcat 15 saci de dosare, toate dosarele pe care ea le avea din 1999, sub pretextul evaziunii fiscale. Menționez că luni era ziua în care făceam parte din delegația AUR pentru a participa la discuțiile cu domnul președinte Iohannis. Evident, ulterior am aflat, a fost o provocare, da, pentru ca eu să nu mai respect protocolul, da, și să, eventual, să fiu instigată și să am un schimb de replici cu domnul președinte Iohannis. Și ați avut un astfel nu, de schimb? Nu, pentru că, haideți să fim, eu am spus foarte clar, eu nu m-am dus acolo să mă întâlnesc cu domnul Iohannis. Cu președintele României. Da? Eu m-am dus la instituția prezidențială. În România, oamenii nu prea știu să facă diferența. Exact. Da? Noi trebuie să învățăm. De asta, din lipsă Numai de educație... Numai puțin, o avem prin telefon pe doamna Iulia Medeleanu să ne explice exact ce s-a întâmplat în acea zi de luni, adică lunea aceasta, în data de 14, la ora 7. Bună seara, doamnă avocat! Bună seara și pe ascultătorilor dumneavoastră! Mulțumesc că ați intrat în... Salut pe draga și colega mea, Iana Șoșoacă. Te pop, Iulia! Ce să se întâmple? M-am trezit cu un telefon. Bună ziua, 7, ora 7 dimineața, 7 și 10, cred, mai sigur. Sunt procurorul Istir, Iulian. Mă aflu la locuința dumneavoastră din Dorobanțiu, sunteți acasă. Dacă nu veniți să ne deschideți, vă spargem ușa. Pentru că avem mandat de percheziție. Zic, ioi, nu spargeți, că vin eu. Îndată. Și m-am urcat, cred că la 7:30 am fost, între Iași și localitatea unde eu am moștenit un teren de la bunica mea. Sunt 7 kilometri. Am ajuns imediat, le-am deschis ușa, ce-am vizualizat ca și prim element era faptul că oamenii parcă știau cam ce se află acolo. Eu am plecat din acea locuință sau nu foloseam. Scuze că vă întreb puțin. De ce acolo și nu la locul unde aveați dumneavoastră cabinetul de avocatură? Nu este sediul meu de acolo. Cabinet. Am înțeles. Trebuie să precizez acest lucru. Da. Nu este sediul meu de cabinet. Mandatul de percheziție emis pe 11-12-a la 15:30 de doamna judecător Anda Ciocântă, Curtea de Apel Iași, vizează terenul meu din Doroban cu numerele cadastrale de identificare și locuința mea. Locuința mea, nu sediul cabinetului meu. Nici într-un caz. Sediul cabinetului meu se află în cu totul altă locație și în împrejurări în care nici domnul procuror n-a putut să mi le precizeze. Deci ne referim la zona Dorobanți din Iași, da? Sigur. Nici într-un caz în București. Există și, da, ca să facem această identificare. Asta se numește localitatea, este o zonă metropolitană a Iașului. De acolo sunt bunicii mei patern. De altfel a fost interogată și asupra acestui lucru. La momentul intrării, dumnealor cam știau despre ce e vorba. Am văzut după cum se mișcau. Dar când am ajuns la magazie, la magazie exterioară, am găsit lanțul jos împreună cu lacătul. Nu eu am făcut asta. Cumva știau despre ce este vorba. Am să vă povestesc foarte repede. În apropierea mea, în vecinătatea mea, se află un prieten al domnului procuror, cu care eu mă aflu în oarecare nu foarte bune relații. Bănuiesc că toate știrile i le-a furnizat, sunt gard în gard, i le-a furnizat cu privire la ce se întâmplă pe acolo.
Bun. Bun, întrebarea mea este, în ce scuze? În ce bază s-a efectuat această percheziție? A fost înregistrată împotriva dumneavoastră vreo plângere? Sau existau indicii temeinice că ați desfășura activități de evaziune fiscală sau altceva? Nu, nu știu. Am fost înștiințată cu 3 zile înainte, cred că joi sau vineri, de un polițist de la Poliția Județeană Iași, că împotriva mea un arestat care am încheiat raportul juridic de 8 luni, la data de 28 octombrie, a formulat plângere penală în care susține că eu nu mi-am exercitat cu bună credință mandatul avocațial, în sensul că omul are 40 de excepții susținute, iar eu le-am susținut doar pe cele pe care le-am vrut. Polițistul chiar îmi citea din plângere și că mi-am făcut semne cu doamna judecător. Doamna judecător fiind una din cele mai serioase judecătoare care au fost, au și ieșit la pensie. Și am spus, aceasta este plângere. Am înțeles. Deci plângere din data de 28 octombrie. Exact. A unui mandat avocațial pe care eu încetasem de circa 7-8 luni și privește un viol. Iar eu în apărare mi-am și amintit că omul avea probleme psihice cu tratament, că am cerut judecătoarei la ora aceea raportul medicului de penitenciar asupra tratamentului pe care omul îl ia destul de agresiv pentru psihiatric, astfel încât să avem totuși o prezență cu discernământ a unui inculpat într-o sală de judecată. Cam așa, aceasta a fost singurul lucru care mi s-a adus la cunoștință. Iar domnul procuror asta mi-a spus. Da, mi-a prezentat mandatul, oricum n-am ce discuta când am mandat, dar nu pot discuta despre o plângere. Împotriva mea se desfășura deja un acest. Cât a durat percheziția? Câte ore? A durat 3 ore 45, pentru că mi-au luat toate dosarele din dulapurile mele organizate cu ordine alfabetică. A căutat cu multă răbdare niște bani. Asta voiau, bani, să găsească bunuri, valori, ori eu. Locuiesc într-o căsuță din lemn. Exact. M-a întrebat cum de n-aveți etaj. Zic, uite așa, unii se raportează la alte valori. E o căsuță din lemn și măcar fără fundații, făcută de mine, desenată de mine și realizată de mine. Am coborând dintr-o mașină în Ubira, cu număr din 2005. Da. Am o întrebare totuși. Credeți că această percheziție are legătură cu faptul că în data de 4 decembrie dumneavoastră cu doamna avocat Șoșoacă, cu domnul Crâncescu și cu Partidul Neamul Românesc ați introdus plângere penală la DIICOT Iași împotriva Guvernului României și a unor persoane fizice cu atribuții în domeniul lor, măsurilor de restrângere a drepturilor și libertăților pe perioada stării de urgență și a stării de alertă? De îndoieli. Și ar fi ilogic să susțin altceva. Eu lucrând de 25 de ani în această profesie, zi de zi, am putut să văd an de an cum actul de justiție în România este din ce în ce mai de proastă calitate. Cum au avut grijă să-și facă foarte multe legi care să îndepărteze pe justițiabil, să-l descurajeze față de actul de justiție și voi critica aici, nu în ultimul rând, taxele de timbru împovărătoare, atitudinea de a nu mai putea accesa măcar într-un mod judecătorul de serviciu sau programul de audiențe care să lesnească omului contactul nemijlocit cu cel care este făcut să făptuiască actul de justiție. Cumva, cei care vin noi de la INM, pentru că eu sunt un trăitor și un observator atent al lumii în care trăiesc și chiar mi-a făcut meseria cu iubire de oameni.
Da, am înțeles că ați avut și procese în care ați intrat pro bono, dosare, adică în care ați intrat pro bono. Foarte felicitări multe. Pentru astfel de atitudine. Nu mi-am propus să mă îmbogățesc, asta era mirat și domnul procuror. I-am spus, zic, aici este terenul pe care îl moștenesc cu, împreună cu surorile mele în indiviziune. Și zic, nu sunteți... A, pe el îl interesa, de ce mi-am schimbat numele? Eu, după divorț, cel de fostul meu soț, care a fost securist de elită în Iași, probabil că și aici am serioase... nu dubii, n-am niciun dubiu că există o imixtiune a acestor servicii. În la modul general, da, dar da, și cei vechi încă mai influențează actul de justiție, din păcate. Întotdeauna. Am cunoscut acest fapt neîndoielnic și mai sunt și alte aspecte pe care le cunosc în mod direct, dar nu le pot dezvălui încă, pentru că țin de apărarea mea. Sigur. Aceasta... M-a întrebat de ce mi-am schimbat numele și am spus, mi-am schimbat, deși nu sunt obligată să o fac, mi-am schimbat numele pentru că fostul soț nu dorea să-l păstrez. Cum am plecat cu fostul soț fără cuvințarea părinților, n-am considerat că mă pot întoarce la numele părinților și atunci, eu făcând și radio, scriind și cărți, ne-am adoptat... Da, v-ați păstrat numele dobândit în timpul căsătoriei. Da, se nu, poate. Nu, nu, nu. Nu? Nu. A, v-a schimbat. Am adoptat pseudonimul meu literar. Și acest lucru l-am făcut ca, aruncând trei hârtii pe care una am prins-o și am zis, cum să mă cheme, Doamne? Uite, așa mă va chema. Și cum a căzut acest nume Medeleanu, pentru că mie mi-s dragi teodorenii, care au fost oameni adevărați și da, avocați adevărați. Da. Acum, am o întrebare totuși. Am înțeles că la ora 19, în aceea zi sau cu zi înainte, dacă nu mă înșel, a venit cineva care s-a prezentat a fi de la gaze și va fi acoperit vizorul de la... Acum, în seara aceasta, da. În seara aceasta? Acum. De altfel, când a venit omul pe care l-a chemat în ajutor, încă mai era vopseaua pe clanță, da? Pentru că eu am ținut clanța imediat, am văzut că ambele vizoare sunt acoperite și am sunat imediat în ajutor. Da. Da, vă e teamă de, eu știu, da, alt fel de atitudine din partea, da, unor reprezentanți ai autorităților cu atribuții, da, coercitive, adică pentru viața, integritatea fizică și, da, sănătatea dumneavoastră. Da, mi-e teamă pentru viața mea și chiar dacă îmi va fi luată, e bine să audă mai multă lume. E prea departe să ajungă aici, Doamne ferește. Nici nu dorim să întâmple așa ceva cuiva, ca să nu, da, mă spun un reprezentant al justiției. Foarte bună. Am ieșit imediat pe balconul care îmi permite vizualizarea integrală a spațiului de la bloc și am strigat după dumnealui și am spus, domnul de la gaz, dar de ce nu vii? El se îndepărta. Rapid, rapid. Am înțeles. Dacă, da, doamna avocat Șoșoacă vrea să vă întrebe ceva? Da, eu uite asta cu ce s-a întâmplat astă seară, nu am știut-o. Da. În orice caz, când am ieșit de la DIICOT Iași în urmă cu două săptămâni, Iulia mi-a și spus, stai să vezi ce voi păți eu aici în Iași. Deci știa, da, foarte bine. Da. Da, cunosc, pentru că am cunoscut, datorită calității de soție a unui om care a avut oarecare calitate mare în servicii, ce înseamnă și cum se fac lucrurile. Da, deci nu numai provocările, este... dar și eu știu... Multe. Da, exact, multe. Exact. A născoci ceva împotriva voinței cuva și să știi când să acționezi. Că de-aia v-am întrebat. 28 octombrie, de ce, da, după atâta timp și de ce în această săptămână? După ce pe 4 decembrie ați introdus acea plângere. Foarte interesant. Exact când era la Palatul Cotroceni, da. Foarte interesant. Pentru că nimic nu e întâmplător și, sigur, pentru că trebuie să fii un pic mai ses. De altfel, mereu i-am spus și Dianei când am făcut acțiunea aceea la Lețcani, când ne-am îmbrățișat la sfârșit, i-am spus, aceasta este o acțiune pentru oameni cu un coeficient de inteligență destul de bun. Așa este. Dar, vedeți,
nu folosește nimănui acesta și un om care îl manifestă ajunge un dușman de temut pentru ei. Eu nu voi continua să le dau și nu investesc cu frică. Sunt un pic mai atipică, exact asta explicam și domnului procuror. I-am zis, vă este greu să credeți că o femeie își poate alege un nume, dar chiar dacă fostul soț nu vrea să-l lase să-l păstreze, pentru că n-ați găsit nici banii pe care i-a așteptat, ați găsit o casă foarte modestă, nici aveți, pentru că eu nu sunt, nu mă raportez la ele. În mine sau alte valori. Acesta este și motivul care m-a apropiat de doamna avocat Diana Șoșoacă. Pentru că am simțit că gândește și acționează pentru cei mulți necăjiți. E așa mi se și spune, mama răniților. E bine pentru ei, așa simt că lupt, nu mă obligă nimeni. Nu vreau nici să se simtă nimeni vinovat, și aici mă refer la Diana, că am sprijinit-o, o voi sprijini necondiționat câtă vreme slujește cauza națională. Acelor mulți amărât și umilit. Da, mulțumesc mult pentru intervenția telefonică. Eu vreau să-i spun un lucru. Eu i-am spus și am rugat-o, vreau să facem plângere împotriva procurorului. Doi la mână, a existat cumva aprobarea baroului Iași? A fost prezent decanul? Că în cazul avocaților, conform legii, aprobarea decanului. Nu, nu a existat niciun moment. Nici nu au cerut, deși codul de procedură prevede și legea mea specială, pentru că încă mai există o lege specială, dar pentru că noi, în condiția noastră de avocat, am căzut atât de mult în fața tuturor, nu mai ține nimeni cont. Este, din păcate, o vreme în care norma și legea nu mai sunt pe locul 1. Din păcate. Da, este adevărat. Să sperăm că odată cu prezența doamnei avocat Șoșoacă în Parlamentul României să poată schimba ceva din acest punct de vedere. Eu vreau în cazul ei, am și rugat-o frumos să facem niște plângeri penale împotriva procurorului. Da? Sigur. Așa mi se pare corect. Și am rugat-o frumos să formuleze plângeri inclusiv către comisiile de abuzuri din Parlamentul României, la Camera Deputaților și la Senat, pentru că oamenii aceia sunt plătiți din bani publici ca să rezolve inclusiv astfel de probleme. Și poate este cazul să mai chemăm un pic să mai ne dea și nouă cu subsemnatul aceste organe de anchetă, care nu, atenție, nu sunt reprezentative pentru corpul procurorilor. Asta vreau să vă spun. Ieri la Antena 3 au început să dea în justiție. Și deși știam problema Iuliei și am și eu probleme legate de injustiție în justiție, am luat apărarea justiției a procurorilor și a judecătorilor, pentru că nu este normal, din cauza acestor imixtiuni în justiție, din partea jurnaliștilor, din partea politicului, justiția a devenit decredibilizată. Știu foarte clar că și judecătorii și procurorii, că nu sunt toți uscături, să fim foarte serioși, sunt cazuri limitate. Cei mai mulți sunt niște oameni de o probitate profesională care nu poate fi contestată. Să fim serioși, că îmi spunea mie ieri, nu mai știu care dintre ziariși, că îmi dădea lecții de drept civil. Nu vă supărați, eu am 20 și ceva de ani în dreptul civil, că eu nu sunt penalistă, Iulia este penalistă. Am avut și eu câteva cazuri în penal și am adiacente civilului. Ea intră pe cazuri foarte complexe în penal. Dar asta nu înseamnă că nu știu ce se petrece, asta nu înseamnă că nu iau contact cu organele de anchetă, că nu mă duc la poliție. Știu foarte bine cum se fac anchetele și cum suntem tratați noi avocații. Deci am spus-o clar și am spus-o și anul trecut la adunarea generală a Baroului București. Suntem paria societății juridice. Toată lumea ne discreditează, suntem lăsați de izbeliște, suntem acolo pentru că așa zice legea, nu pentru că s-ar conștientiza că avocatul are un rol esențial în procesul civil și în statul de drept. Dom'le, într-un stat democratic, stat de drept, fără avocat, nu poate exista democrație și stat de drept. Și ar trebui să fie pe picior de egalitate. Evident. Cu procurorul. Tocmai de aceea s-a luat atitudine astăzi și vă spun, nu am fost eu inițiatoarea. Foarte mulți oameni care o iubesc pe Iulia, o știu. O știu de la manifestație, o știu de când Iulia m-a tot sprijinit. În primul rând, Iulia este primul avocat din Iași
dacă nu din țară, care a luat atitudine ori în martie, ori în aprilie împotriva abuzurilor. În aprilie, împotriva guvernului României. Da? Da. Am formulat împreună cu Gabriel plângere împotriva ministrului mediului, plângere penală pentru decimarea... Da, care e de acolo, Costel Alexe, da. Care acum e prefect. Da, e prefect de Iași. Rog regia, nu, după ce încheiem discuțiile, că o să mai stăm cu doamna avocat, să încerce să facă legătura telefonică și cu domnul Căncescu, dacă se poate. Căncescu. Dar întâi să epuizăm toate subiectele cu doamna Iulia. Deci, astăzi s-a luat hotărârea, deci a fost efectiv un protest spontan, pentru că jandarmii au venit și ne-au spus că trebuia să îl declarăm. Păi zic, vi-l declar acum. Și dumneavoastră vă asumați organizarea? Nu. Dar cine își asumă? Nu știu. Păi dumneavoastră cine v-a chemat? Zic, pe mine m-a chemat presa. Păi și presa l-a organizat? Probabil că l-a organizat presa. Deci o încercare de intimidare fantastică, pentru că erau cel puțin 10. Mi-au zis că era și o mașină a SRI-ului acolo. Dumnezeule, dar ce se întâmpla? Dar cine i-a chemat? Dar nu înțeleg ce s-a întâmplat, da? Deci s-a luat atitudine, au venit oamenii cu pancarte pentru susținerea Iuliei Medeleanu, pentru a se înceta această oprimare a justiției în România, da? Știm foarte bine, iar cei care, le-am spus-o tot anul acesta și din Piața Victoriei și din Piața Universității și judecătorilor și procurorilor, se știu ei care sunt acei drepți, că-s marea majoritate drepți, care nu mai suportă presiunile la care sunt supuși. Că-i presiune politică, că-i presiunea ziariștilor, că-i presiune de orice fel, este evident că este foarte greu să iei hotărâri, să iei să adopți decizii când tu ai presiuni de acest gen. Exact. Și ești tocat non-stop la televiziuni. Păi hai să-i tocăm pe cei care chiar fac derapaje de la actul de justiție, nu întreaga justiție. Hai să facem un pic de curățenie și uitați-vă totuși că a început să se ia atitudine. Eu cred că totuși intrarea mea în Parlamentul României a însemnat un semnal pentru toată magistratura corectă, care este majoritară, că au un sprijin. Și le spun și acum, da, aveți un sprijin în mine și chiar vă rog, sesizați-mă, pentru că vom face curățenie în justiție. Nu se mai poate să mai avem dosare în care să intervină politicul, dosare la comandă, genul ăsta de percheziții pentru a intimida un avocat că formulează o plângere penală. Uitați-vă și în ziare, uitați-vă pe internet. E plin de plângere ale oamenilor, ale avocaților, ale ziariștilor care spun da, că sunt atacați. Vreau să dau timpul înapoi. În 2018, exact în ziua în care Simona Halep câștiga Roland Garrosul, Partidul Social Democrat, era luna iunie, a organizat cu mare fast în Piața Victoriei un meeting exact pentru a atrage atenția asupra faptului că justiția trebuie să fie independentă. Normal, a adunat zeci de mii de oameni, a adunat, deci nu spontan, și ce s-a întâmplat de atunci, vă întreb? S-a întâmplat deci, din ce în ce mai rău ce se întâmplă. Pentru că tot discutăm despre acest subiect și are dreptate doamna avocat. Pornim cu 2016, legislatura 2016-2020. Știți bine că după ce s-a instaurat guvernul Grindeanu, a fost adoptată ordonanța 13 din 31 ianuarie 2017, care a strânit foarte, foarte multe controverse, culminând cu ieșirea oamenilor în stradă în Piața Victoriei și în alte localități din țară. Mai mult decât atât, știu situații în care reprezentanții parchetului, a Ministerului Justiției în general, nu li s-a dat posibilitatea de a fi prezenți la acele lucrări în Camera Deputaților sau Senat, când erau discuții legate de modificările Codului Penal și a Codului de Procedură Penală. Acte foarte importante pentru buna funcționare a justiției în România. De aceea trebuie făcut ceva din acest punct de vedere, cu atât mai mult cu cât în Parlamentul României cei care dădeau ora exactă din punct de vedere al justiției nu mai sunt acolo. Nu dăm nume, nu e frumos, dar probabil că momentul acesta e un moment zero și pentru ca justiția să încercăm să o facem independentă, dacă se mai poate. Măcar să o ajutăm, să aibă tot sprijinul.
Da. De deci fără justiție nu putem exista ca stat și trebuie lucrat foarte mult pe toate legile și mai ales pe codul de codurile de procedură. Codul penal, codul de procedură civilă. Nu se poate, se încalcă niște drepturi inimaginabile. Legea avocaturii, statutul nostru. Sigur, lege și regulamentul. Pentru că ar trebui legea modificată, zic eu, în așa fel încât să puteți avea un astfel de statut și mai ales să se delimiteze din corpul magistraților, că procurorii nu sunt magistrați. Nu. Ei aparțin Ministerului Public. Corect. Deci așa ar trebui făcut. Din păcate, modificată avocatei statului. Exact. Da? Deci hai să te limităm. N-au ce căuta, ei stau în birouri cu judecătorii. Ce imparțialitate mai e? Nu aceeași, pe același nivel. Nu te cunoști și nu-ți permiți să-l contrazici pe acela, nu? Aș vrea să semnalez încă un fapt foarte îngrijorător pe care l-am sesizat în sala de judecată. Într-o zi de penale, luna trecută, nu erau procurori de ședințe, pentru că erau semnalate, așa zise, cazuri de COVID, când s-au autoizolat, n-au putut asigura completelor de judecată în procesele penale procurori, astfel încât intra doar judecătorul și dădea termene administrative, fapt pe care nu l-am întâlnit niciodată în cei 25 de ani de avocatură. Am întrebat un coleg mai în vârstă, ați văzut așa ceva înainte de 89? Și a spus, nici măcar în timpul Revoluției și acelor situații când statul aproape nu exista până când nu s-a instaurat așa zisa putere, nu a existat ca procurorul să nu fie în sala de judecată. Am avut o senzație stranie că sunt în Kafka și a fost unul din autorii mei preferați și care m-a determinat să merg la drept. Slavă Domnului că l-am citit. Mai mult, noi avem, din punctul lor de vedere procedural, deși legea noastră interzice lucrul ăsta, obligația substituirii. Și avem două norme care se bat efectiv cap în cap, se contrazic, pentru că în codul de procedură civilă se menționează că aș avea obligația să-mi asigur substituirea, ori legea 51/95 a avocatului spune că pot asigura substituirea numai dacă clientul meu este de acord. În general, clientul te angajează pe tine, nu să ai aduci altă persoană să-l reprezinte. Ori onoratele instanțe, cele mai multe, ne și amendează pentru faptul că nu ne asigurăm substituirea, iar în penal, din câte știu eu, amenzile sunt de 5.000 de lei, adică nu te nici onorariu. Pe bandă. Da, nici onorariu în multe cazuri nu e 5.000 de lei, dar se dau 5.000 de lei amenzi. Așa ceva trebuie să fie scos din coduri, pentru că nu... Și mai avem legea taxelor de timbru. Dacă în penal nu sunt mari, păi în civil ajungi să plătești niște taxe de mai bine te duci și cumperi o casă. Da? Deci, nu se poate. Asta este o limitare gravă a dreptului la justiție. Corect. Și următorul, deci cetățeanul nu are acces la justiție. Și sunt foarte multe decizii CEDO care sancționează statul român pentru aceste situații. N-a luat nimeni nicio măsură. Și în al doilea rând, ce am observat în ultima vreme, prin codurile fiscale, a fost limitat grav dreptul de a vinde și a cumpăra în România. Ești obligat să faci transferul prețului doar prin bănci. Da. Oamenii nu mai au posibilitatea. Este un atentat grav la libertatea de a vinde și a cumpăra. Ești ținut să justifici de unde ai banii și mai ales să treci prin instituții bancare care, în esență, ce sunt niște afaceri private. Da. Prin urmare, statul, pentru cine lucrează? Pentru cetățeanul său, care are dreptul să meargă cu sacoșica, cu bănuții strânși, pentru că așa înțelege omul să-și adune bani cu bani, sau pentru bănci, ca profitul lor și acele conturi de administrare să fie mereu pline. Este inadmisibil așa ceva. Da, întâmplător și MCV-ul încă stă cu lupa pe noi, adică mecanismul de verificare și cooperare respectiv pentru respectarea democrației și a dreptului în România, care, din păcate, încă nu și-a luat
lupa, n-am ieșit de sub tutela acestora în a respecta principiile statului de drept, democrație și drept. Vom vedea ce va fi de acum încolo. De aceea eu sper și probabil că și cetățenii României că această stare de spirit, alianța pentru unirea românilor, dar și în cooperare sau în colaborare, să spun, cu membrii celorlalte partide, mă refer în special la activitatea parlamentară, să poată să ia deciziile cele mai înțelepte în interesul statului român și a cetățenilor săi. Pentru că nu va fi deloc o activitate ușoară. Și o să discutăm foarte mult despre acest subiect. Veți întâlni foarte mulți opozanți și aici mă refer la celelalte partide. Pentru că au o anumită experiență, se cred a tot știutori ai regulamentului, a dreptului parlamentar, a statutului deputaților și senatorilor, legea 96, și e destul de complicat. Ei abia așteaptă să aveți o atitudine mai intransigentă, cum aveți dumneavoastră, dar în virtutea respectării legii, ca să poată să vă dea afară din sală sau eventual să ia și alte sancțiuni prevăzute în legea 96 pe 2006. Dar abia aștept. Da, o să fie... Cu ce o să mă dea afară din sală? Cu jandarmeria? Sunt prietenii mei și SPP-ul, tot pe mine m-au votat, să știți. Înțeles. Deci eu spun cam ce s-ar putea, cam ce gândesc ei că pot să facă atunci când există discuții, dar să știți că sunt să fie dezbatere, asta e important. Nu, sunt și foarte mulți, inclusiv în partidele celelalte, sigur, care vor să schimbe ceva, stau ascunși, nu zic nimic și de-abia așteaptă să vină cineva mai intransigent, mai curajos, care să se impună. Pentru că dacă o să se mai doarmă mult în parlamentul ăsta, o să se ne autodistrugem. Știți ce lipsește parlamentului? Da. Nu există un orator, nu există un vector de opinie și s-ar putea să fiți exact ceea ce se așteaptă. Nu zic acum un Vadim Tudor în variantă feminină. S-ar putea să ajunge și la acel nivel, nu mai e mult. Dar, totuși, perspective sunt. Vadim e unic. Da, e unic. Dumnezeu să-l odihnească. La nivelul ar fi fost nevoie și mi-ar fi tare rău, îmi pare că nu mai e Adrian Păunescu în viață. Era un factor de echilibru acolo și un mare patriot. Da, așa este. Dumnezeu să-l odihnească. Acesta este motivul pentru care am susținut-o pe Diana. Faptul că simte legea, știe nedreptățile și oricând îmi cere ajutorul sau sfatul cu privire la ce ar mai trebui modificat ca acestui stat și acestui cetățean chiar legea să-i servească și să nu-i fie împotrivă, că s-a ajuns la situația paradoxală ca statul să fie împotriva cetățeanului. Exact. Și vă întreb și ce scuze că vă întreb. Statul mai îndeplinește funcția? Da. Cine știe mai bine problemele de drept decât practicianul dreptului, nu teoreticienii? Da. Pentru că în Parlament am avut până în acest moment teoreticieni ai dreptului. Hai puțin avocați, să zic, care au avut cât de cât o activitate, dar apoi restrânse datorită activității de parlamentar. Nu, au fost și avocați, numai că au lucrat foarte mult în partea aceasta de contracte cu societăți mari, cu statul. Acelea nu sunt, nu vă supărați, marile probleme sunt ale poporului român. Da? Problemele pe care noi, avocații care lucrăm efectiv pentru oamenii simpli sau clasa medie, atenție, le vedem, le știm și e foarte greu pentru cei care nu au acces la ele să le identifice și să le simtă, să empatizeze cu ele, pentru că totuși în justiție legea îți permite să mai și empatizezi, să înțelegi, să vezi nuanțele. Nuanța face diferența. Da? Părților, da? Unora dintre părți. Nu, uite, de exemplu, astăzi am văzut hotărârea Tribunalului Bacău, am rămas siderată, condamnare de un an cu executare acelui om care a fugit din spital, nici măcar nu era bolnav de COVID, săracul a fost descoperit ca fiind bolnav de TBC. Da, bine că nu-i definitivă. Da? Bine că nu-i definitivă. Da, și sunt uimită pentru că Tribunalul Bacău este tribunalul care a anulat hotărârea de închidere a Horeca. Da. Adică, cum... Da, e uimitor. Da. Deci este uimitor. Depinde de comandă. Și asta e adevărat. Sperăm să nu mai fie. Eu nu știu, poate gândește cineva în perspectivă să nu mai fie la ministerele cheie, justiție, interne, apărare, oameni politici.
să fie tehnocrați. Exact. Da, noi am venit cu această propunere, noi am venit cu specialiștii, că știm foarte bine, deci pe listele AUR s-au înscris foarte mulți specialiști, da? Știu, cei care chiar au invenții, care chiar au făcut ceva în viața lor profesională și care au demonstrat că au cu ce să schimbe și economia și toate celelalte domenii. Dar la momentul ăsta suntem în colaps. Suntem într-un colaps. Uitați-vă ce este în învățământ. E posibil așa ceva? Da, este. Să avem închise școlile? Suntem singura țară în europeană care are închise școlile? Ce școală online? Păi până acum militam, până anul ăsta militam pentru a interzice copiilor să stea mai mult de o oră pe laptop, pe tabletă, pe telefon, iar acum îi ținem pe ăștia mici 4 ore și pe ceilalți 6 ore, 7 ore, chiar și 8 ore online. Nu mai spun că fac activități de after school online, adică ajunge un copil să stea mai mult decât un om la locul de muncă, dar numai online, pe ecran. Păi acum acel ecran nu mai acționează nociv asupra psihicului, ochilor, copilor, sănătății lui? Nu? Ba da, asta s-a și urmărit. Da. Doamna Iulia Medeleanu, spuneți-mi de acum încolo, cum considerați că va trebui să procedați în aceste raporturi cu autoritățile, având în vedere situația negativă creată luni asupra dumneavoastră? Eu rămân fidelă spiritului meu absolut justițiar. Nu mă va dărâma absolut nicio amenințare, niciun loc, situație, om care contravin crezului meu. Eu chiar cred în ceea ce fac. Cred în puterea noastră de a ne reveni ca popor. Niciodată nu mă voi vindeca de această credință. Și îmi voi face datoria acolo unde Doamne mă trimite. Și exact cum spuneam și domnului polițist de astăzi, care uitați să menționeze în dreptul numelui meu calitatea de avocat. Și am zis, calitatea de avocat nu mi-ai dat-o dumneata, nici domnul procuror. Zic, și cu o mică răutate și chiar ușor feminin am zis, am auzit toată viața mea de avocat celebri, dar de procuror nu. Da. Care considerați că este ținta acestei acțiuni din data de 14? Ținta este descurajarea mea, pedepsirea mea, pentru faptul că am curajul să realizez un pic mai înainte decât ceilalți situația de pericol, situația de amenințare a drepturilor și libertăților noastre. Și de a lua atitudine. Eu sunt ușor atipică, mă știu, cei care mă știu, nu tac și spun, și spun și instanței, să știți, de fiecare dată. Îi aduc aminte judecătorului în pledoarie, într-un fel sau altul, că el este mijlocitorul dreptății, actului înalt de dreptate între Dumnezeu și om, și că la acest nivel el are voie să se așeze. Niciodată în altă parte, niciodată în frică, nu mă va dărâma nici frica și am chiar în vedere plecarea din profesie, dar că voi sluji întotdeauna dreptului, dreptății, ajutorul celor mulți care nu-l mai au și sunt oameni speriați și mai este un fenomen pe care aș vrea să-l vedeți, există o înlăturare tacită și cumva impusă de 9 luni de zile de când durează pandemia, legea practic este dată la o parte și se guvernează cu aceste hotărâri care le dă ISU. Da, hotărâri de guvern. Nu, mai greu le dă ISU. Da, CNSU, Sistemul Național de Situații de Urgență. Acest fenomen trebuie repede stopat și legea organică cea votată de Parlament să-și facă măcar auzită vocea, până la schimbarea ei reîncăunată oameni buni. Pentru că nu se mai știe unde este drept, unde este legea și unde este ceea ce ne spun ei. Ei ne vor să ne convingă că aceste hotărâri ale ISU și ce fac prin spitale și prin alte locuri, toate abuzurile acestea sunt normale. Da, da. De ce credeți că le fac? Îi considerați atât de profesioniști
încât să știe să interpreteze care este până la urmă acest criteriu al actelor normative în funcție de importanță? Întotdeauna legea trebuie să fie cea care dictează. Sigur. Ne aflăm în prezența statului de drept, când legea este cea care guvernează. În momentul dispariției aplicării legii organice date de puterea legiuitoare din stat și mergem cu hotărâri ale ISU, care ca și grad, da, sunt de grad 4, deja noi nu mai avem de 9 luni de zile lege în aplicare. Foarte grav. Așa este. Acest lucru aș vrea să fie supus atenției Parlamentului și de luat noului Parlament și de luat imediat măsurile ca aceste abuzuri și încălcări ale legii în statul de drept să înceteze de urgență. Pentru că afectează direct viața și libertatea oamenilor. Așa este. Mulțumesc mult pentru intervenția telefonică și să sperăm că prin doamna senator, pot să-i spun de acum, Șoșoacă, veți putea apela la rolul pe care Parlamentul îl are prin comisii de specialitate, și aici mă refer la Comisia pentru Abuzuri sau Comisia pentru Rezolvarea Petițiilor Cetățenilor, să poată să transpună în practică aceste... Sau Comisia Juridică. Da, o să ajungem și acolo. Da. Mulțumesc mult, luăm un scurt moment de publicitate și revenim. Pauză. Mulțumesc doamnei Iulia Medeleanu pentru intervenție. Toate cele bune. Colesterolul mărit îți curtează viața. Ia atitudine! Supreme Krill, noua generație Omega 3 în promovarea luptei împotriva colesterolului, conține 5 ingrediente standardizate. Acizii grași, EPA și DHA, fosfatidilcolină, colină și astaxantină. Datorită structurii fosfolipidice, Omega 3 se poate dizolva în apă, spre deosebire de alte grăsimi. Astfel, uleiul de krill se poate libera direct în fluidele din stomac. Supreme Krill Omega 3 Forte de la Herbagetica luptă eficient împotriva colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. De la o vârstă, orice număr contează. 6 luni până la pensie, 5 săptămâni recuperarea la genunchi, 3 ore cu nepoțica în parc. Toate ar trece mai ușor dacă articulațiile tale rigide nu te-ar împiedica să te miști natural. E timpul pentru noile capsule Colafast Collagen Rapid, care susțin mobilitatea și flexibilitatea articulațiilor. Colagenul din sursă marină favorizează absorpția rapidă și are eficiență crescută. Prinde pachetul Colafast 2 cutii plus una gratis în farmaciile Catena și farmacii partenere. Noul Colafast Collagen Rapid te pune în mișcare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Dacă ai ști că fără ficat nu se poate trăi, cum l-ai ajuta să-și păstreze funcțiile normale? În viziunea noastră, inocel este un pas fundamental în menținerea sănătății ficatului. Seleniul organic și vitamina C din inocel contribuie la protecția celulelor hepatice de stresul oxidativ, susținerea metabolismului energetic și reducerea oboselii. La baza creierii substanței brevetate inocel sunt studii științifice realizate timp de circa 20 de ani. Inocel. Bucură-te de sănătate, bucură-te de viață! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Rigiditatea se antrenează pe spatele tău? Luptă împotriva ei cu formula avansată ce la Dream Forte și RoboFlex, profesioniștii flexibilității coloanei vertebrale. Au fost momente plăcute în viața ta. Dintr-o dată ai aflat că nu ți vor mai fi permise, că s-ar putea să-ți aducă suferințe nebănuite. Hei! Cu toate acestea, există și un sprijin fără egal. Probabil cel mai complet supliment natural. Numai puțin de 20 de ingrediente concentrate pentru tine. Glicemic Support de la BioElemente. Am revenit în studio, stimați telespectatori, după un scurt moment de publicitate și până stabilim legătura telefonică sau poate prin Skype cu domnul Căcescu, domnul avocat Gabriel Căcescu, o să încerc în 2-3 minute să prezint situația din punct de vedere politic generată în mod evident de alegerile din data de 6 decembrie. Se încearcă formarea unei majorități parlamentare. De ce? O spun și o repet, pentru că
potrivit Constituției României, articolul 103, interpretat în litera lui, nu în spiritul lui, cum încercau alții să explice, că Partidul Social-Democrat, dacă a câștigat alegerile, ar trebui să fie acel candidat desemnat din rândul, în baza propunerii PSD. Nu. PSD are 30%, nu are majoritate absolută, jumătate plus 1 din numărul parlamentarilor. De aceea, Constituția, în articolul 103, spune foarte clar. Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament, ori dacă nu există o asemenea majoritate a partidelor reprezentate în Parlament, cum nu a existat această majoritate, președintele luni, data de 14, a chemat partidele parlamentare la consultări, partidele parlamentare venind cu propuneri pentru funcția de prim-ministru. Acum, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere Parlamentului asupra listei guvernului și asupra programului de guvernare. Parlamentul se va întruni în ședință comună și acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Ce se întâmplă dacă nu se ajunge însă la o astfel de situație și candidatul desemnat de președinte, pentru că va trebui să desemneze un candidat, nu va reuși să obțină majoritatea de jumătate plus 1 din numărul membrilor Parlamentului, atunci va desemna un alt candidat pentru funcția de prim-ministru. Mulți vorbeau de alegeri anticipate. Nu e cazul în momentul de față, pentru că ar însemna o instabilitate continuă a unui stat de drept, cum ne considerăm noi că suntem, iar aici ar fi aplicabile dispoziția articolului 89, că s-a tot discutat, dacă știți bine, la începutul anului 2020, de alegeri anticipate, Partidul Național Liberal, considerând că dacă vor fi alegeri anticipate, atunci va obține o majoritate absolută în Parlamentul României, mizând și pe rezultatul de la alegerile prezidențiale. Însă la articolul 89 spune foarte clar, președintele României, după consultarea președinților celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, poate să dizolve Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea cel puțin două solicitări de investitură. Bineînțeles, mai sunt alte două alineate neimportante pentru că nu poate fi în cursul unui an, poate fi dizolvat o singură dată și nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului președintele României și nici prin timpul stării de urgență, de asediu sau de război. Însă ce este important, că în momentul de față se creonează, nu știu cât va mai dura, formarea unei majorități care să obțină votul Parlamentului, adică jumătate plus 1. De aceea PNL, USR Plus, UDMR și reprezentanții minorităților naționale, cei 17, tot discută, dar practic bătaia mare este pentru funcțiile cele mai importante din stat, respectiv Camera Deputaților și Senatul Președinția lor și, de ce nu, a ministerilor avizatoare, foarte importante, pentru că ele dau avize atunci când se adoptă ordonanțe de urgență de mare importanță. Deși, și cu asta închei, ca să nu monopolizez, o las pe doamna avocat, care oricum este un foarte bun orator. Îl avem? Da. Domnul Crăcescu a intrat în telefon. Bună seara, domnul Crăcescu. Bună seara. Mulțumesc mult pentru faptul că ați acceptat să intrați în direct cu noi prin telefon. Și v-aș întreba cum puteți dumneavoastră să analizați ceea ce s-a întâmplat după ce în data de 4 ați fost co-inițiator la acea plângere penală depusă la DIICOT Iași și iată, în data de 14, colega dumneavoastră, doamna avocat Iulia Medeleanu, a pățit ceea ce a pățit, fiind supusă unei percheziții și de ce nu să discutăm și de acea plângere penală care existentă din 28 octombrie, dar care iată, a început să producă efecte abia în data de 14 decembrie, întâmplător sau nu? Care este opinia dumneavoastră? Din punctul meu de vedere, consider că nu este o simplă întâmplare. În calitate de, în primul rând, de cetățeni, am formulat împreună cu doamna avocat și soartă și doamna Iulia Medeleanu
o plângere împotriva Ministerului Sănătății, împotriva domnului Nelu Tătaru, împotriva domnului Ludovic Orban, domnului Raed Arafat, domnului Alexandru Asila, Trăinu Cercel, Marcel Vela, etc. Sunt 11 capete de acuzare pe care noi, cei trei avocați, împreună cu Neamul Românesc, am formulat această plângere, pentru că este de datoria noastră cetățenească, constituțional, să ne apărăm statul de drept, să nu permitem celor care ne conduc să facă astfel de abuzuri. Și atunci am luat această inițiativă, pentru că nu este normal ceea ce se întâmplă sub pretextul unei false pandemii să se distrugă păduri, să se distrugă economie, să se distrugă vieți și așa mai departe. Și atunci, revoltați de situația din țară, am luat această decizie. Urmarea acestei decizii, credem noi că, de fapt, cea vizată este doamna Șoșoacă, doamna avocat Diana Șoșoacă, dar pentru simplu fapt că eu și doamna Medeleanu am fost în preajma dumneai, că am luat inițiativă, că am sprijinit-o și o vom sprijini în continuare nelimitat, s-a încercat colateral să se lovească în doamna avocat Iulia Medeleanu. Nu cred eu că este adevărat că nimeni nu este mai presus de lege, deci doamna avocat, dacă se va dovedi vreodată că este vinovată pentru evaziune fiscală, asta este, dar nu cred eu că era momentul oportun să se facă această descindere și mai ales, repet, fără să fie înștiințat baroul exact, din care face parte doamna senator Șoșoacă. Conform legii, orice percheziție la cabinetul unui avocat se face după ce baroul a fost înștiințat, iar decanul trebuie să participe la această percheziție. Deci credem noi că este un abuz din partea autorităților, credem noi că se face o presiune asupra noastră avocaților și noi sperăm că cineva de sus să ia inițiativă și să urgenteze și plângerea pe care noi am făcut-o. Cu aceeași celeritate solicităm și noi organelor competente să verifice plângerea pe care noi am formulat-o. Este inuman ca guvernul României să pună măști neconforme pe piață. Noi ne îmbolnăvim de la aceste măști, că practic asta se întâmplă. Da? Și nimeni să nu ia nicio atitudine. Nu este normal pe timp de pandemie să se taie pături în disperare și noi stăm să asistăm cum pleacă camioane în timp ce noi stăm închiși în casă și dăm cu subternatul dacă vrem să ieșim până la piață. Și nu uitați de cazul Sparanghel, cetățenii români, de cazul la muncă în străinătate. Din punctul meu de vedere a rezistat și o înaltă trădare din partea domnului președinte, atât timp cât aici nu prea merge, știți de ce? Că articolul 398 cod penal pentru înaltă trădare trebuie să se facă dovada că ai acționat împotriva ordinii constituționale, a statului de drept, ai trădat prin transmitere de secrete, prin ajutarea inamicului, ceea ce până acum zic eu unui caz. Nu vorbim numai de acest lucru. Păi, în primul rând, faptul că a acceptat să trimită în perioadă de pandemie, în care toată lumea se stătea închisă în casă, da, și sub teroare, că vezi, Doamne, sunt atâția morți, tu să trimiți nu știu câte avioane puse la dispoziție, da? Pentru că doamna Merkel îți cere chestia asta. Da, așa este. Aici mergea 95, suspendarea din funcție.
Dar n-aveam parlament. Deja vorbim de abuz în serviciu și, zic eu, inclusiv în altă trădare, din punctul meu de vedere. Da. Acest lucru pe noi avocați, sau nu neapărat avocați, cetățeni, pentru că în primul rând suntem cetățeni, dincolo de a fi avocat, eu, doamna avocat Șoșoacă, doamna Iulia și alți colegi de-ai noștri, suntem cetățeni români și vrem să apărăm, pentru că inclusiv în legea noastră a avocaturii avem obligația să facem demersul în vederea apărării drepturilor cetățenești. Drepturilor și libertăților cetățenești. Am o întrebare totuși, scuze că vă întrerup. Vă rog. Vă considerați în acest moment că puteți deveni și dumneavoastră o victimă a acestor acțiuni ale autorităților? După ce doamna Medeleanu a pățit ceea ce a pățit, vă considerați, cum să spunem, mijlocul acestui act de abuzuri comis de autorități? Este de așteptat. Mă aștept și asupra mea să fac represiuni, dar nu asta este problema, pentru că oamenii cu credință în Dumnezeu și oamenii care, într-adevăr, vor să facă ceva pentru poporul ăsta, într-adevăr, sunt protejați. Divin vorbesc. Nu da. Vorbesc. Da. În alte puncte de vedere. Da. Și dacă se vor face represiuni, asta este, mă voi apăra, voi apela la colegii mei avocați. Eu sper din tot sufletul ca mulți avocați să mi se alăture de mersul noastră, pentru că la urma urmei și ei sunt vizați, și ei sunt cetățeni români, și ei sunt implicați, și ei au probleme. Așa în această țară. Suntem foarte puțini. Am avut curajul să facem acest demers și, repet, nu urmărim nimic, niciun interes material, nu urmărim faimă, nu urmărim nimic. Dorim doar ceva, o mică schimbare în țara asta, pentru că de 31 de ani toate guvernele care au venit la conducere nu au făcut altceva decât să-și apere propriile interese, fără să le pese de populație, de popor, și așa, un popor sărăcit, un popor adus la faliment, vorbim de pensionari care au o pensie de mizerie, vorbim de copii care nu sunt protejați, vorbim de cetățenii de rând care nu sunt protejați, vorbim de lipsa locurilor de muncă și așa mai departe. Și cazul pot continua. Și atunci este normal ca cineva să ia atitudine, să ceară răspunderea celor care ne guvernează, pentru că nu este normal cei care ne guvernează, o mână de oameni, să distrugă viețile atâtor milioane de oameni. Da, am o singură întrebare care nu face obiectul discuției despre statul de drept. Însă vă cer opinia ca profesionist în domeniul dreptului penal. Dăm timp înapoi, anul trecut, considerați că în cazul Caracal, atunci când s-a așteptat ora 7 ca să poți să intri în locuința lui Dincă, se putea face și altfel, având în vedere că articolul 27 din Constituție spune că pentru apărarea vieții, integrității fizice sau bunei unei persoane, poți să intri... Erau obligați să intri înainte de ora 7. Da. Erau obligați. Era o stare de urgență. Exact. Era în pericol viața unui om. Despre exact. Ce vorbim? Exact. Păi așteptăm ora 7 să scăpăm. Prin lege, adică se putea deroga de la articolul 27 litera 1. De ora 7. Da. Mulțumesc mult pentru intervenție și pentru... Dacă doamna avocat vrea să vă întrebe ceva, dacă nu... Gabi, ce facem? Continuăm cu plângerile penale împotriva tuturor? Absolut, absolut. Deci, indiferent ce se întâmplă, indiferent de cât suntem de persecutați, indiferent de cât suntem amenințați, indiferent de pericolele care... Noi vom continua și, repet, nu o fac pentru mine... Bănesc că nici tu nu o faci pentru tine, o facem pentru acest... Dacă era pentru mine, stăteam liniștită la biroul meu, unde câștigam dublu decât câștig la Parlament și eram și liniștită și fericită și... Dar n-aveați imunitate. Și la ce-mi trebuie imunitate? Că noi lucrăm legal, nu am nevoie de imunitate. Nu se pune
pune problema. O să discutăm și subiectul. Și ordine în țara asta, pentru că... Așa e. Nu, dar nu se mai poate. Păcate, poporul român este un popor curajos, dar nu știu ce s-a întâmplat în ultima perioadă, că poporul a căzut așa în tăcere și lumea se sperie. Și pe asta mizează cei care ne conduc. Și nu-i corect. Așa este. Pentru că, repet, niciodată statul sau guvernul nu o să vrea binele societății sau a cetățeanului de rând. Inclusiv prin regulile care se impun, eu refuz să cred că statul dorește ca eu să fiu sănătos în condițiile în care îmi pui la discuție măști neconforme, în condițiile în care zeci de persoane internate au decedat urmare tratamentului greșit aplicat, cu voință sau fără, asta se va dovedi ulterior. Este păcat pentru medicii care au devenit complice cu voia sau fără voia lor la ceea ce fac guvernanții. Trebuie să fie conștienți că vor răspunde cei care au semnat și au colaborat cu acest guvern criminal, că nu pot să numești altfel. Medicii care au problemă vertebrală deja au reacționat. Da? Au spus clar, nu asta este metoda aplicată sau care trebuie aplicată. Da? Vorbim despre o gripă, asta este, lumea a trecut și prin ciumă și prin coleră și prin asta, deci boli mult, mult mai grave și nu s-au luat atâtea măsuri. În primul rând, distrugerea psihică a oamenilor duce la îmbolnăvirea. Știi, de când, de anul ăsta, de când tot încerc să scot lumea din starea asta de letargie, mi-am adus aminte de o piesă de teatru din 91-92 de la Teatru Odeon, Au pus cătușe florilor, de Fernando Arrabal. Vă aduceți aminte? Sigur. O piesă extraordinară, a șocat, pentru că actorii jucau în pielea goală, da, a fost, dar închiși într-o colivie, da, unde toți trăiau și deja trăiau și li se părea destul de normal tot ceea ce se întâmpla acolo și încercau totul să iasă din această stare. Deci cam așa, cred că ar trebui să recitim un pic piesa asta de teatru, Au pus cătușe florilor și poate dăm drumul la teatru și o și reia Teatru Odeon, pentru că a fost magistrală. Eram o puștoaică, aveam 15 ani, dar mi-aduc aminte pentru că nu, eram și eu în lumea teatrului atunci și nu scăpam nicio piesă de teatru. Cum au fost și Danaidele. Da, da? Știu. Deci mi-e dor de teatru. Deci chiar vorbesc cu foarte mulți actori și sunt disperați. Nu se poate să stai să reciți poze, poezii, să le pui pe site-ul teatrului ca să ai activitate, să-ți plătești un ban. Este bătaie de joc, efectiv. Deci cultura trebuie să fie la cel mai înalt rang, nu să o distrugi. Dar vă spun, numai asta mă gândesc. Au pus cătușe florilor. Deci asta îmi răsună de 8 luni de zile. Mulțumim domnului Căcescu pentru intervenția telefonică. Bună seara, vă doresc toate cele bune și mult succes în activitatea avocațială. Dumnezeu să ne ajute. Mulțumim. Că am vorbit puțin mai devreme despre imunitate parlamentară, o spun pentru telespectatori, ca să se înțeleagă foarte clar. Deputatul sau senatorul nu poate fi tras la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Ca și președintele României. Se aplică acest articol 72 alineatul 1 și președintelui României, dar deputatul sau senatorul poate fi urmărit penal și poate fi reținut, dar numai cu acordul Camerei, dar poate fi reținut penal și percheziționat pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau opiniile lui politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu poate fi reținut, arestat, percheziționat, fără încuvințarea Camerei din care face parte după ascultarea sa. Competența de judecată aparține evident în alte curs de casație și justiție, mai există însă infracțiunea flagrantă, când poate fi reținut și supus percheziție, însă ministrul justiției îl va informa neîntârziat pe președintele Camerei,
Iar dacă respectiva cameră consideră că nu există temei pentru aceste măsuri, dispune imediat revocarea acestora. Domnul Paul Moraru, președintele Inedit TV, prin telefon, sper să nu ne țină foarte mult, că dacă nu, prelungim emisiunea. Vă rog. Dacă ne mai dați câteva minute. Vreo jumătate bună de oră. Bună seara, o prelungim până mâine dimineață. Așa, atunci e bine. Mai am și eu copii acasă, să știți. Emisiune, felicitări pentru doamna avocat Șoșoacă. Bună seara, mulțumesc. O felicit înainte de toate pentru tupeul intelectual pe care îl are. Limitele legii. La urmă, ne-am transformat într-un popor de fricoși, iar tu, când ești un om care e atitudine și depășești și nivelul intelectual și curajul multora, devine insuportabilă. Ești jignit, jignită și așa mai departe. Nu trebuie să țineți cont de aceste jigniți, pentru că la urma urmei aduc aminte ce spunea un mare înțelept al antichității latine, Alexandru Paul Moraru, Inedit TV. Unui prost ce poți să-i reproșezi? Nimic, pentru că e prost. Unui deștept, da, tot ai timpul să-i cauți câte ceva. Dar ăștia suntem noi. Cred, doamna avocat, da, că prin atitudinea dumneavoastră, da, trebuie să luăm, să luați de fapt o hotărâre de o reformă, nu numai în sănătate, ci inclusiv în justiție. De după sărbătorile de iarnă, da, voi face o emisiune, un set de emisiuni, începând de la 19:20, legat despre SOS Justiția și unde rog avocați să vină în această emisiune, să vină să spună păsul, pentru că la urma urmei acest sistem al unor procurori care sunt bine plătiți, aroganți, și eu am avut și am parte de același procuror care după un furt de materiale video nu a venit să dea o ordonanță de descindere la fața locului la televiziune de unde mi s-a furat aparatura. Da? Vedeți, sunt multe lucruri. Dacă dumneavoastră ca avocată sau ca avocat vi se întâmplă anumite lucruri care cunoașteți legea, vă dați seama câte nedreptăți sunt pentru un anumit public care nu cunoaște legea? Am văzut. Tocmai de aceea cred că o parte a poporului român mă iubește atât de tare, pentru că am fost omul care, nu numai de anul ăsta, lumea mă știe, am apărat întotdeauna oamenii simpli care nu au de unde să aibă cunoștințe juridice, iar anul ăsta a culminat, pentru că anul acesta s-au îngrădit și s-au încălcat cele mai multe drepturi și libertăți constituționale. Deci eu nu mi-am închipuit vreodată că voi trăi clipa în care legea să fie călcată în picioare tocmai de cei care trebuie să o aplice corect. Cred că trebuie făcută o lege legată de răspunderea magistraților și inclusiv a judecătorilor. Mi se pare că pe lângă ei, eu aș vrea să văd și o lege a răspunderii președintelui României, o lege a răspunderii parlamentarilor, o lege a răspunderii guvernanților. Da? Am văzut-o. Răspunderea membrilor guvernului. Nu e. Hai să fim serioși. Da? Vreau și eu să văd ce se întâmplă dacă nu respect jurământul pe care îl depui. Condiție sine qua non pentru a-ți lua mandatul. Pentru că vedem că, de fapt, înainte de toate de a respecta un jurământ, doamna avocat, trebuie tu ca magistrat să știi să ai atitudine în fața unui inculpat și asupra avocaților. Pe mine mă doare sufletul când văd că sunt judecători care tratează de sus un avocat, deși sunt egali în drepturi. Da, dar sunt și din aceștia, da. De la unul la altul și înțelegi. Dar să știți că și noi avocații suntem, să știți, domnul Moraru, echitabil într-un proces. Vedem că de fapt aceste atitudini ale judecătorilor, da, caută să blocheze adevărul. Și din punctul ăsta de vedere, după părerea mea, judecătorul și procurorul nu trebuie, parcă au o imunitate. La noi sistemul acesta trebuie să dispară total.
Nu sunt jurist, dar văd ceea ce se întâmplă de zi cu zi din punctul acesta de vedere și vedem un singur lucru. Atenție! Că la CEDO se dau multe rezoluții care le plătim noi, bugetarii, rezoluții care sunt totuși destul de simple. A cui e vina? E vina numai și la numai judecătorilor, pentru că ei nu plătesc. Nu plătesc cu funcția, nu plătesc cu pensia, știu decât să aibă pensii speciale. Pentru ce să ai pensie specială ca judecător când tu dai o rezoluție falsă? Pentru asta să plătim acești judecători cu pensii speciale? Cred că aici, fiind în Parlament, trebuie să umblați la reforma în justiție. Judecătorul trebuie să plătească, procurorul trebuie să plătească, pentru că altfel, astfel de abuzuri care sunt asupra dumneavoastră, asupra doamnei avocat care a fost mai devreme în emisiune și a altor avocați, da, nu vor fi de acum înainte singulare și cred că nici până acum n-au fost singulare, pentru că nu s-a știut din punct de vedere public. Inedit TV vreau să reprezinte o rampă de lansare pentru adevăr. Succes! Vă mulțumim frumos! La revedere! Vă mulțumim frumos! Mulțumim mult pentru intervenție, acum, domnule președinte. Să știți, domnul Sultan, că și noi avem o problemă a avocații, pentru că nu luăm atitudine, ascundem tot gunoiul supreș, da? Și în loc să luăm atitudine așa cum luăm pentru clienții noștri, rămânem într-o stare din asta de acceptare a umilinței, inclusiv în fața instanței. Ceea ce nu este corect. Eu nu am permis niciodată vreunui magistrat să urle la mine, să mă pună la punct, să mă înjosească, pentru că nu are dreptul acesta. În primul rând ne gândim la cei 7 ani de acasă, da? Și pe urmă discutăm de faptul că suntem, de fapt, toți acționăm în cadrul justiției și suntem egali. Atenție! Da, suntem egali și cu judecătorii și cu procurorii. Să fie foarte clar. Ce credeți că se va întâmpla din punct de vedere politic de acum încolo? La ora 19, președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, după ce a discutat cu reprezentanții de seama ai PNL, a venit în fața cetățenilor români cu două propuneri. Unu, Ludovic Orban, prim-ministru, Florian Câțu, președintele Senatului. Doi, Florian Câțu, prim-ministru, Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților. Deci, iată o situație destul de delicată. Vă întreb însă totuși un lucru. Și m-am întrebat și eu, a avea vreun rost să-și dea demisia Ludovic Orban acum o săptămână și ceva? Pentru ce? Când putea foarte bine să meargă pentru până teatru. La sfârșit. E un teatru, da? Teatru. Și a fost obligat să-și dea demisia. Bineînțeles. Asta este un joc de care eu m-am săturat. Eu v-am spus, eu nu sunt un politician și sper să n-ajung politician ca ăștia care sunt de 31 de ani. Eu mi-aș dori nu. Să fiți deci politician, dacă... dar nu ca ei. Nu, păi eu nu, ce vă spun? Deci pot să spun da, să fiu un altfel de politician dacă dumneavoastră considerați că eu ce am făcut până acum e politică, cam nu, asta ar fi politica nu, mea. Da. Deci vorbesc politică... de un profesionist care... nu, deci ceea ce se întâmplă pe scena politică este inacceptabil în condițiile în care acest popor este efectiv îngenunchiat. Tu stai să faci astfel de cacealmale, de mascarade și de tragicomedii la televizor în timp ce poporul ăsta nu mai are învățământ, nu mai are economie, nu mai are cultură, nu mai are sport, nu mai are nimica, nu mai are Horeca, e terminată. Eu nu știu din ce Dumnezeu supraviețuim. Ok, ne-am din tot împrumutat. Da, ne-am împrumutat. 1000 până, de euro pe secundă. Plătim. Până când ne împrumutăm? Cine le plătește? Păi asta las eu copiilor mei și copiii mei copiilor lor? Asta este moștenirea pe care ne-au lăsat-o alții? Deci, în anul... Deci, ceea ce s-a furat acum, au calculat oamenii în 31 de ani, nu, cum să zic, nu s-a furat nici măcar de la Mircea cel Bătrân încoace.
Da? În 6.000. 1386-1418. Da, 1400, da, deci, da, nu se poate. 700. Deci, ce facem? Nici Kafka nu mai e, că nici Kafka nu s-a putut gândi la așa ceva. Păi pleci, fugi, celălalt câțu alt fugar. Ăștia sunt doi fugari. Doi fugari care se fugăresc unul pe altul și acum s-au întâlnit și fac propuneri. Propuneri cui? Da, e deci dacă președintele va face acest lucru și așa e discreditată imaginea lui inimaginabil. Da. Ei nu realizează ce e în popor pentru că nu merg prin popor. Da. O să mergeți pe ideea de suspendare din funcția președintelui? Am spus-o. Dar o să fie destul de, nu neapărat de complicat. Trebuie să aveți un anumit... S-ar putea să aveți surprize. Da, îmi dau seama de ce spuneți. De ce? Din punct de vedere constituțional, că nu întâmplător am vorbit de articolul 95, pentru săvârșirea unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, președintele României poate fi suspendat din funcție cu votul majorității deputaților și senatorilor după consultarea Curții Constituționale. Evident, avizul este consultativ. Președintele României poate da explicații cu privire la faptele ce îi se impută. Însă propunerea de suspendare din funcție trebuie inițiată de către o treime din numărul deputaților și senatorilor și se aduce neîntârziat la cunoștință președintelui. Dacă propunerea de suspendare este aprobată, atunci, în termen de cel mult 30 de zile, se organizează referendum pentru demiterea președintelui. E, cum faceți cu acea majoritate jumătate plus 1, pentru că ea trebuie să existe atunci când se propune suspendarea. Nu am să spun ce o să facem. Nu trebuie să spuneți cu pe cine vă bazați, că nu-i cazul. Deci, deocamdată vă spun că sunt semnale din interiorul acestor partide că se dorește suspendarea președintelui. Nu-l mai suportă nimeni. Este președintele lui, cu guvernul lui, cu parlamentul lui, cu țara lui, cu poporul lui, cu partidul lui PNL pe care l-a susținut, ori dacă ești președinte, ești imparțial, ești echidistan, nu ai dreptul să faci politică, ne știe o lume întreagă, am ajuns de râsul jurnaliștilor din exterior. Nu se poate acest lucru, însă vă spun un lucru. Vi se pare imposibilă suspendarea președintelui, da? Multora li se pare. Nu. De unde avem? Nu mi se pare. S-a gândit cineva vreodată că AUR va ajunge în Parlament? Nu. Nu, nici măcar noi, credeți. Da, cred. Da? Deci ne-am luptat. Da. Ne-am luptat și ne gândeam măcar să ajungem la un 5%, măcar câțiva dintre noi să reușească să ajungă acolo, să încerce să facă o schimbare. Așa. Să încerci, că n-ai de unde să știi dacă ți iese, că uitați-vă, ăștia-s mână-mână toți. Exact. Deci trebuie să jonglezi printre niște hiene, eu așa le numesc, sunt hiene, da? Te așteaptă la cotitură. Cum să zic, ei au o experiență vastă în spate, noi suntem noi. Da? Chiar în cadrul consultărilor, domnul președinte Iohannis spunea că sunteți noi, vă urez bun venit în Parlament și m-a uimit să-l aud. În Parlamentul meu. Trebuia nu, n-a zis Parlamentul, nu, numai, că nu mai e Parlamentul lui, acum am intrat și noi. Era convins că o să fie. Da, era convins. Îmi pare bine, pentru dânsul îmi pare rău că nu i-au ieșit planurile. Știți că înainte cu 2 sau 3 săptămâni de alegeri, domnul președinte Iohannis a convocat CSAT-ul pentru a se discuta de intrarea AUR-ului în Parlament. De atunci se ajunsesem pe la 5 și ceva. Și vă dați seama ce gravă problemă că să convoci CSAT-ul că intră AUR-ul în Parlament și mai cu seamă o anumită persoană. Păi da, dar atentați cumva la integritatea României, la securitatea națională? Atentăm, că de-aia îi spune Consiliul Suprem de Apărare. Atentăm la integritatea Parlamentului lui. Asta era problema, da? Da. Cu noi e foarte greu să discuți. Și am de parcă n-ar fi avut toate informațiile de la servicii în legătură cred cu activitatea. Cred că și serviciile au fost depășite de situație. Da. Probabil, au fost luate prin surprindere. Din câte am văzut. Da. Dar în orice caz, deci așa cum a fost surpriza cu noi, da? Așa poate fi surpriza și cu președintele și cu suspendarea lui. N-ai de unde să știi. Fiecare își știe socotelile lui. Dar m-a uimit un lucru ce a spus atunci domnul Iohannis.
Iohannis, pentru că chiar mi-a venit să-i replic, însă nu am încălcat protocolul decât printr-o anumită simbolistică. Da. Și-o știe toată lumea. Da, da, da. Dar a spus că vă rog să lucrați în interesul poporului, nu al dumneavoastră personal. Cine îmi spunea mie așa ceva? Lupul moralist, da? Deci, da, nu vă supărați. Să fii în situația președintelui și să emiți asemenea afirmații, cred că ar fi trebuit... Da, din partea unui președinte corect ar fi sunat foarte bine. Dar din partea unui președinte care numai echidistan, adică nu a mediator. Fost... Nu, da? A fost un președinte mediator. Nu, așa este. Însă, doamna senator Șoșoacă, vă întreb un lucru. Știți foarte bine că în momentul de față cetățenii României, nu cei 500.000 care v-au, 540.000 care v-au dat voturile. Eu zic că acum sunt 2-3 milioane, dacă nu mai mult, care își pun speranța în dumneavoastră și încă mai sunt optimiști că ceva în țara asta se poate trebuie întâmpla. Trebuie să fie optimiști. Nu întâmplător. Într-o zi, țin minte, după alegeri, la câteva zile, s-au înscris 15.000 de oameni în Alianța pentru Unirea Românilor. Satisfacția cetățenilor care v-au votat și nu numai, este absolut firească, pentru că sunteți singura oază de speranță în mai bine pentru ei și pentru statul român, pe plan intern și pe plan extern. Cum veți putea face să transpuneți în practică măcar câteva din aceste, din acest optimism al cetățenilor români, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, vă veți lovi de un zid foarte puternic al parlamentarilor cu ștate vechi, care o să dea impresia că îi cunosc, sunt atunci, știu tot, a spus eu ce înseamnă regulamente, statut, și că o să vă trebuiască câteva luni până aflați unde e biblioteca parlamentului. E, nu chiar, că nu, nu, așa zic ei. Da. E așa ziceau de cei de la USR. Am mai fost prin Senatul luni, României, știu, nu vă supărați, deci nu... Însă, totuși, va fi destul de greu. Cu toate că aveți oameni de mare calitate intelectuală, profesională și patrioți, în primul rând. Au încercat, după alegeri, au început să afle și cei din mass media și nu numai, cine sunt membrii AOR, cine sunt deputații, senatorii, și au încercat să vă discrediteze, să arunce cu noroi în orice fel de moment al vieții. Nu mă refer la dumneavoastră în mod special, că n-au avut ce. Mă refer la azi membrii AUR. Au inventat, stați liniștit, au inventat cât au putut. Cum comentați această atitudine a lor? Pentru că înainte de alegeri, hai să fii sincer, nu prea vă chema nimeni la televiziuni, pentru că, exact cum a spus, nici noastră nu aveați încredere. Dar, totuși, aveați dreptul de antenă ca să puteți să vă manifestați. Eu știu proiectele, totuși au existat niște, câteva. Au fost, da, niște oameni extraordinari, care totuși, da, cel știu, puțin pe mine m-au ajutat. Da, eu nu pot să nu-i mulțumesc lui Lazarus. Sigur. Este omul căruia eu îi datorez enorm de multe, pentru toată... că pentru că datorită lui lumea a știut de mine, a luat act de tot ceea ce am reușit eu să fac și colegii mei cu acțiunile, cu notificările, cu memoriile. Nu pot să nu mulțumesc Inedit TV. În ultima perioadă, a fost ultima săptămână, Adriana Bahmuțeanu, care pe cetățeanu.net a început un nou job. A fost și cele de pe internet, România Civică, Federația Românilor de Pretutindeni și Drăgoi TV sunt unii dintre cei care totuși au, cum să zic, au avut curajul, cel puțin pe mine, de a mă invita. Pentru că nu, și mai era România TV, România TV, Simona Gheorghe și Ciutacu. La început, când ieșeam eu în piață, că apropo de denigrare, a fost Nașu TV, până când la un moment dat a virat dintr-o dată, da, și a început să dea în mine, da, inimaginabil. Și stau să mă gândesc de ce. Da. Eu știu de ce, dar evident, nu pot să fac public. Evident, influența a fost puternică. Știu foarte bine de ce. Da. Dar, cum să zic, le mulțumesc pentru acele momente, le mulțumesc pentru ce au făcut atunci. Le mulțumesc și pentru faptul că și-au dat arama pe față și și-au arătat adevăratul caracter.
E bine, e bine să-i cunoaștem. Noi am adoptat indiferența. Mi-am aduc aminte de bunica mea, Dumnezeu odihnească, care îmi spunea că indiferența este cea mai cumplită armă, doare cumplit. Și mi-aduc aminte de în Al Preasfinția Sa Teodosie, care mi-a spus și în mine au dat. Nu te coborâ la nivelul acesta, nu te duce în mocir la lor, pentru că nu ai cum să ieși de acolo. Orice ai zice, orice te-ai disculpa, ei vor găsi și mai multe, îți vor interpreta și mocir la... Mai bine să ignori. Și mai bine ignori, exact, treci exact, mai departe. Exact. Da, în Al Preasfinția Sa Teodosie are niște lecții extraordinare de viață pentru toată lumea. Ați văzut, este și printre puținii care a luat atitudine, cred că este singurul care a luat atitudine și a luptat efectiv fățiș pentru apărarea drepturilor și libertăților. Îl admir extraordinar de mult. Deci nu, asta e atitudinea, indiferență totală. Nu, ce să le explic? Să stau să explic ce? Să mă aplec asupra minciunilor, să le desfințez, să dau dreptul la replică? Păi le va schimba vreodată ideea? Eu știu un lucru din avocatură. Când ai o idee și tu îl consideri pe ăla vinovat, eu pot să-ți pun în față dovada nevinovăției că tu tot vinovat o să-l, exact, o să-l consideri. Păi, da, am văzut clar. Că nu se respectă, asta vreau și am omis să vorbesc și cu domnul avocat specialist în cauze penale, că nu prea se respectă dispozițiile articolului 23, alineatul 11, care spune că până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, persoana este considerată nevinovată. Corect, e prezumția de nevinovăție. Pentru cetățenii care acum ne urmăresc, ce le-ați putea transmite în legătură cu activitatea dumneavoastră și a partidului în Parlamentul României? Pentru că mai avem decât 10 minute, se schimbă datele, probleme, atitudinea va trebui să fie cu totul alta, pentru că acolo toată lupa va fi pe dumneavoastră și abia așteaptă să vadă o manifestare, nu neapărat negativă, o manifestare pe care să o găsească neconformă cu principiile dreptului parlamentar, care au fost făcute tot de ei prin legea 96 pe 2006 și care trebuie neapărat modificate din anumite puncte de vedere. Să vă spun un lucru. Ceea ce se întâmplă în Agora, în piața publică, este... Cine a văzut Agora? Da, mă rog, cine a văzut Agora? Dar, ca să zic așa, în piața publică este una. La manifestații, exact, este una. Evident. Mi s-a reproșat că am țipat și am urlat. Și eu le-am spus un lucru, a spus-o și domnul general Chelaru. A fost efectiv urletul unei națiuni, exact, genunchiate, exact, distruse. Un strigă al de disperare. Un, da, a fost strigătul de disperare. Exact, exact. Dacă lumea are memoria scurtă și nu știe prin ce clipe cumplite am trecut noi anul acesta și să-și aducă aminte că toate acele notificări, memoria are unei mâini de avocați, că am fost o mână de avocați care am acționat, toate acele acțiuni, plângeri penale, ieșiri în stradă, au făcut să mai avem încă niște drepturi. Datorită nouă celor din stradă, acești oameni de la putere nu au mers mai departe cu măsurile. Cei managerii din spitale s-au speriat, da? Pentru că în sfârșit aveau pe cineva care luptă pentru drepturile cetățeanului, pentru drepturile pacientului. Hai să nu uităm cum am salvat oameni din spital, cum am scos copii despărțiți de părinții lor, minori de 8-9 ani, ținuți în spital fără părinți. Unde Dumnezeu s-a auzit așa ceva? Păi ce, suntem în lagăre de exterminare? Unde suntem? Lumea uită că avem copii abuzați psihic și emoțional. Deci a fost efectiv urletul unui popor de 31 de ani. Poate românii n-au reușit. Da, poate prin mine au reușit, că asta am și spun. Ați vorbit pentru mine. Ați, zice, îmi vine și mie să urlu, îmi vine să-i omor. Da, dar ne oprim, că există o limită. Noi respectăm legea. Deci asta a fost partea de piață publică. Da? Acolo și mi s-a spus un lucru. Păcat că nu ați ieșit mai mulți, pentru că acel guvern ar fi căzut.
Deci asta le spun tuturor. Când vi se spune ieșiți în stradă pentru că trebuie să apărăm democrația, statul de drept și drepturile și libertățile fundamentale, trebuie ieșit în stradă. Pentru că atunci puterea, să știți că cei de la putere sunt înspăimântați, terifiați de puterea poporului. Atenție ce vă spun. Sunt exasperați, nu vor ca poporul să se miște, nu vor ca poporul să reacționeze. Le este frică. Eu când am auzit, dacă ieșați mai mulți în stradă, cum ai tot cerut să se iasă, Orban și tot guvernul cădeau. Așa este. Da? Da. Deci lumea, poporul nu-și dă seama de ce putere poate să aibă. De aceea le e și frică foarte mult de mine. Ordonanța 13 cum a fost? Păi, nu tot puterea populară? Da, dar ce susținere din partea televiziunilor a avut ordonanța asta, manifestația contra ordonanței 13? Nu ați avut nicio susținere. Tocmai de-aia vă întreb totuși un lucru foarte important. Dacă Alianța pentru Unirea Românilor n-ar fi devenit partid parlamentar, ce ați fi făcut de acum încolo? Aveam planul B, C și D. Aveam. Să-mi spuneți? Păi, nu mie, telespectatorilor. În primul rând, nu, n-aș vrea să spun, dar organizam, da, înființam o chestie. Continuați această luptă? Da. Asta deci, oricum, cred că o să trebuie să mă liniștesc un pic, să iau legătura cu avocații, pentru că vreau să le mulțumesc din suflet celor care s-au alăturat mișcării. Suntem din ce în ce mai mulți avocați. Au început să capete curaj și anunță puterea asta care încalcă toată legislația României, că deja ne-am cam înmulțit ca avocați și luăm atitudine peste tot. Atâta i-am rugat, vă rog, ajutați-mi oamenii amărâți, care nu își permit să plătească onorarii de avocați. A fost singura mea rugăminte pentru ei. Vă ajut și eu cu proiecte de legi, lucrăm împreună, facem împreună, atacăm hotărârile guvernului și așa mai departe. Colaborăm pe toate aspectele, dar ajutați-mi oamenii amărâți, pentru că ei nu își permit, nu înțeleg. Și dacă mă sună, deci că am ajuns la 800 și ceva de telefoane pe zi, în care vă spun 99% sunt cu probleme. Deci am ajuns să mă sune din Iași: doamna avocat, sunteți senator de Iași, noi nu avem apă caldă de 2 săptămâni. Veniți, că dacă veniți dumneavoastră și vorbiți cu Chirică, o să ne dea drumul la apă caldă. Deci sunt omul care face minuni. O să mă duc să vorbesc și cu domnul Chirică, evident, pentru că e și de datoria mea de senator să-mi fac, să-mi exercit atribuțiile. Trebuie să aveți cabinet parlamentar. Voi avea acolo sigur. Și consilier care va sta și chiar o să le spun tuturor, bă, oamenii știu că mă găsesc pe Facebook, la telefon, voi anunța unde va fi și chiar să se ducă, să depună toate plângerile pe care le au. Eu voi fi o zi pe săptămână, cel puțin, poate dacă vor fi probleme mari, vor fi și 2 zile acolo, deci, ca să pot să rezolv, pentru că Moldova este sărăcită, distrusă. Da. Chiar mi-a zis odată cineva la Pașcani, am intrat într-un magazin acolo, lângă piața unde am făcut întâlnirea, am rămas siderată, magazinul arăta cum erau alimentarele pe vremuri, pe vremea lui Ceaușescu. Vale. Și m-am retrezit, dar exact aranjamentul, la fel. Și cu acele conserve și am rămas uimită, zic, dar ce e asta? Păi așa a rămas de pe vremea lui Ceaușescu. Fantastic! Deci mi-am adus aminte cum era în 88-89 în România. Vă gândeați vreodată că o să deveniți atât de iubită de poporul român? Nu. Cum vă simțiți în ipostaza asta? Sincer. Vă și obligă? Nu numai că mă obligă. Deci vă spun că am plâns. Plâng când mă sună oameni care plâng la rândul lor și mă roagă frumos să-i ajut. Mă copleșește. Nu mi-am închipuit vreodată, vă spun sincer, mi s-a făcut și prea greu, că există o asemenea efuziune emoțională din partea poporului. În parcă așteptau să trăiască. Vorba unei doamne, nu știu, acum o zi sau două, nu știu ce intervenție am avut, și îmi spune, zice, de când a apărut doamna avocat, zice, a dispărut și COVID-ul din România. Da, toată viața mea mi-am ajutat semenii. Fac parte și dintr-o fundație, am avut oameni pe care m-am ajutat cu ajutorul altor fundații, asociații și oameni
oameni, am construit și case pentru oamenii amărâți, am ajutat cât am putut. Deci știu ce înseamnă recunoștința oamenilor, pentru că recunoștința o au oamenii de jos, nu ăștia corect, de sus. Ceilalți voi și invidioșii, da. Cum au reacționat? Poate parte chiar din colegii, caz, prieteni invidioși? Da, au început să atace. Sigur. Iar de curând mi-am revăzut inclusiv persoane pe care nu le-am mai văzut de 30 de ani. Deci din copilăria mea, din adolescența mea, mi-a făcut o deosebită plăcere. Evident că fiecare vrea să fie consilier, fiecare m-a votat, fiecare m-a susținut. Le mulțumesc din suflet. Dar eu apreciez oamenii care efectiv au stat lângă mine, o apreciez pe Iulia, de zici, pe Gabi, care suportă consecințele ajutorului meu. Sunt mulți oameni în jurul meu care m-au ajutat. Există un om deosebit căruia vreau să-i mulțumesc, e Marcel Viziteu. Salut, Marcel, deci un om deosebit, Mihai Călugăru, deci sunt oameni cu care eu am fost în piață, care au fost tot timpul cu mine, care niciodată nu au crezut în discreditarea mea și au venit oricând. Și bineînțeles, primul om căruia trebuie să-i mulțumesc este soțul meu. Da. Deci eu nu mi-am închipuit vreodată că există un bărbat să susțină o femeie, totuși vine din Oltenia. Oltenii ăștia sunt foarte orgolioși, ei sunt bărbatul, dar multe lucruri el le-a gândit și multe le-am făcut împreună. Până unde merge credința dumneavoastră în Dumnezeu? Pentru că, nu întâmplător vă adresez această întrebare, ați luptat foarte mult pentru libertatea religioasă. Da. Considerând că a fost încălcat acest drept fundamental, potrivit prevăzut la articolul 29. Da. Până unde merge? Deci eu cred, cum ați simțit și mai ce ați simțit în momentul în care ați aflat că veți fi senator, că ați obținut? Nu, am crezut, dar eu nici acum nu cred. Nu? Nu. Și nu-mi place să mi se spună doamna senator. Da? Atunci nu mai spun așa. Nu, eu sunt doamna avocat, așa mă știu toți, sau Diana, sau, mă rog, doamna Diana, cum îmi spun oamenii. Deci mie mi-e ciudat când au doamna senator. Și de ce mă zgârie pe ureche? Pentru că mă gândesc la senatorul Mercilor. Nu la el. Da. Mă gândesc la senatorii anteriori pe care nu-i mai suportam. Nu toți, da? Dar când spui senator, deputat, te gândești la toate mărșăviile. Senator e altceva. Mai puțin. Da, știu. La toate mărșăviile făcute de-a lungul la 31 de ani. Da? Mă rog, probabil că o să-mi schimb percepția, pentru că intrând acolo o să am posibilitatea să fac și alte fapte frumoase. Eu cel puțin o să-mi dau toată silința. Nu mă interesează că ei nu vor. Eu merg mai departe cu planul meu și dacă va fi nevoie, am dreptul să introduc în Parlament 30 de persoane și 30 de persoane mai introduce unul, știți, așa, și vreau să văd și eu care Parlament va vota împotriva poporului cu poporul în sală. Deci vreau să văd și vă spun, mi s-a spus că le este foarte frică de mine, bine faceți că vă e frică, pentru că vă spun de fiecare dată... Le e frică de dreptate, le e frică probabil, de corectitudine și probabil, de competență. Deci la mine nu asta merg e. aranjamentele, exact. Să nu-i aud cu aranjamente, ei, atunci, cu bani, cu alea. Permiteți să vă întreb până atunci. Ce veți face? Veți face deci parte din grupul parlamentar? Deci m-ați întrebat de Dumnezeu, că să zică că evit. Da? A, nu. Cum să nu? Haideți cu deci, atenție, subiect. Că mai avem 10-13 minute. Mai avem. Este dreptul sacral. Da. Trecând peste fundamental. Eu nu sunt o habotnică. Am spus-o clar, am recunoscut-o dintotdeauna, da? Ce m-a deranjat la preoți, am spus. Ce m-a deranjat la credincioși, am spus. Când au greșit, am făcut observație. Când a fost de bine, i-am apărat. Am avut în 2016 și 2017, am colaborat cu un preot din județul Teleorman și împreună cu un prieten și apoi au preluat și alți prieteni de-ai mei. Am hrănit un sat întreg în weekend, le dădeam o masă caldă sâmbătă și duminica, pe urmă s-a extins la toate sărbătorile și acum se dă în fiecare zi o masă caldă acelui sat, da, din Teleorman. Deci am făcut și fapte din astea. Să fim serioși, deci cum pot să mă acuz pe mine că am fost, nu știu ce am zis eu despre credință, da? Bun, ce am zis, am zis, ce am făcut, am făcut, dar întotdeauna am fost un om corect. Și m-ați asumat. Mi-am asumat. Da. Bun, ideea e în felul următor. Dom'le, nu se poate. Era singurul drept
care în conformitate cu Constituția nu poate fi restrânsă în niciun mod. Gândiți-vă că se discuta de vaccinare obligatorie. Exact. Acum de internări forțate. Da, discriminarea bătrânilor. Discriminare, da, luarea bătrânilor din case. Da. Păi lumea uită. Da. Păi dacă nu reacționezi împotriva singurului drept, care nu poate fi restrâns în niciun mod, da? Atunci. Păi dacă, dacă noi îi lăsam să facă ce vor cu religia, vă dați seama că a doua zi intrau pe proprietatea noastră și așa zicea Raed Arafat că deocamdată nu avem legislația să intrăm pe proprietatea omului. Dom'le, momentul ăla, eu am intrat într-o stare de alertă. Pentru că e clar că ei acum au pe masă, dar datorită oamenilor care au reacționat, nu știu, el și-a dat foarte bine seama. El crede că e în țara din care provine. Da? Nu, aici e România, suntem încă în Europa, am fost din totdeauna, avem drepturi, avem Constituție, avem libertăți. Nu vine domnul Raed Arafat să le încalce după bunul său plac, așa a fost în copilăria lui învățat. La ei bărbatul dictează și dacă vor îi taie și capul femeii. Nu, aici mai avem și alte legi, alte drepturi. Deci, dar vă spun, reacția de la Luis Lazarus din emisiune, deci, nici eu nu m-am așteptat la ea. Pentru că soțul meu, într-adevăr, a spus, zice, eu o să mă duc la ea și i-am spus, am 4 procese, nu știu cum să fac, să nu se supere oamenii. Dar când am auzit, nu știu cum a deviat discuția, dar efectiv a fost o reacție atât de naturală, m-a scos din sărite, efectiv. Cum să interziști tu? Tu, adică, și stai puțin pe discriminare, vii cu buletinul, adică, nu, doamne, e ilogic, e noaptea minții, nu există explicație normală de om normal, nu mai vorbim de jurist, nu există o explicație normală. Păi dacă vin, să zic, 80.000 de ieșeni, da? Mai veneau încă 80.000 din cealaltă parte, fă pelerinajul pe 2 săptămâni, cum s-a făcut întotdeauna, să fim serioși, exact. Și lasă oamenii să se închine. Exact. Și vă spun un lucru. Eu cunosc oameni în vârstă care au pensii infime, 300 de lei, 400 de lei. Doamne, în fiecare lună, eu nu știu cum, își pun deoparte bani pentru că ei trăiesc că pe 14 octombrie trebuie să fie la Sfânta Cuvioasă Paraschiva. Da? Om la 70-80 de ani. Și când ajunge în preajma pelerinajului, el se duce cu trenul, cu autobuzul, cât a putut el să-și permită acolo. Ați văzut că dorm pe jos, exact, lor, da? Ok. Păi cum îți bagi joc de ăsta? Adică după ce că așa îți bagi joc de el și l-ai sărăcit și l-ai umilit cu o pensie cu care ăștia își plătesc taxi o săptămână, să fim serios, sau poate 3 zile. Iar omul ăla trebuie să și trăiască din cei 300 de lei și e nevoit la 80 de ani să muncească în curtea lui. Tu îi mai reduci și ultima lui speranță, e ultimul bastion. Așa e. Deci poporul era terminat psihic, eram toți la pământ, da? Ieșeam în stradă, făceam meeting-uri, nu mai puteam de nesom cu acțiuni peste acțiuni, plângeri penale, notificări, memorii, ieșit în stradă. Măi, și ăștia nu mai terminau cu abuzurile. Și vii cu partea culminantă. Păi tu mi-l iei pe Dumnezeu, dar nu trebuie să crezi în Dumnezeu să fii un habotnic. Dumnezeu, am văzut atei care pe patul de moarte au spus, Doamne, iartă-mă. Da? Deci există un Dumnezeu, există o putere divină, luați-o cum vreți, explicați-o cum vreți. Așa e, cel mai important bastion al democrației este libertatea religioasă. Corect, da? Iar din totdeauna, în vremuri de restriște, cine a fost împreună? Poporul cu preoții, da? Eu nu zic că toți preoții sunt perfecți, Doamne ferește, eu nu zic că poporul a reacționat corect sau incorect. Doamne, dar la nivel de popor, preoții cu cei mai mulți dintre preoți, să fim serioși, sunt cu poporul așa, la sat nu există, tu nu faci nimic fără să-ți spună preotul, preotul face parte din familia ta, da? Și atunci, cine mai trage clopotele pe vremuri de restriște? Ei! Și ce credeți că se va întâmpla și acum? Și așa că eu cu Dumnezeu mă duc în zi... Deci vă spun că am și spus, zic, ce o să facă? Dacă e clar că Dumnezeu are un plan cu mine. Și mi-a zis tot în Alba Sfinția sa Teodosie, zice, acceptă-ți destinul, ai un destin de sacrificiu.
Dacă o să te mai lupți împotriva destinului tău, o să-ți fie foarte greu. Acceptă-l și du-te înainte. Dumnezeu e sus. Așa a fost. Și la un moment dat am spus, ok, accept și m-am dus înainte. Da? Sunt oameni care, asta e, sunt făcuți să lupte într-un anumit mod. Sunt alții care stau ascunși, nu știe nimeni, dar acționează într-un mod în care ajută oamenii. Unii sunt, mai ies în față, unii sunt foarte curajoși, alții n-au atâta curaj, dar lucrează. Încurcate sunt căile Domnului. Dumnezeu are pentru fiecare un destin. Da? Și vă spun sincer, nu am fost adepta pelerinajelor, am și recunoscut eu, n-am fost niciodată la Sfânta Cuvioasă Paraschiva, întotdeauna mă duceam când era, cum să zic, la Peștera Sfântului Andrei, de exemplu, m-am dus în fiecare an. Dar îmi plăcea să mă duc când era liniște, să mă pot ruga în intimitatea mea, în liniștea mea. Și la biserică, în general, după ce ies de la instanță, mă duc la bisericile de lângă instanță și nu prea e nimeni. Și stau în liniștea mea și mă reculeg și mă rog. Deci nu trebuie să fii un habotnic, dar nu se poate să nu lupți pentru semenii tăi, pentru că am văzut oamenii erau în degrigoladă, preoții erau disperați. Cum să nu te duci? Cum să nu te duci? Și vă spun ce am simțit când am pus mâna pe moaștere Cuvioasei Paraschiva, nu poate fi descris. Deci nu vă puteți închipui. Te umpli efectiv de o bucurie. A fost oricum și bucuria aceea de a învinge un sistem. Pelerinajul de la Sfânta Cuvioasă Paraschiva este pentru noi cei care am fost acolo momentul cel mai important din această perioadă. A fost momentul înfrângerii sistemului. Din acel moment, uitați-vă cum au decurs toate, au început să renunțe pas cu pas, da? Au rămas doar amenințători la nivel declarativ. Exact. Da? Bine, că ne-am luat noi o groază au de amenzi, am teancu, cu așa, da, nu e nicio problemă, le contestăm. Dar au lăsat garda jos. Și uitați-vă acum la Raed Arafat, care ne interzicea Crăciunul, ne interzicea Colindul. L-ați văzut ce limbajare? Exact ce îl ruga doamna doctor Monica Pop de un an de zile. Dom'le, fii un pic mai cald cu poporul. Exact. Explică-i frumos că nu merge așa, o să-ți sară în cap. Bun. A spus, dacă mergeți, ar fi bine să nu mergeți, recomandarea e să nu mergeți la Colinda, dar dacă mergeți, mergeți câte trei. Eu îi spun domnului Raed Arafat că plusez și vom merge de trei ori câte trei, iar atenție, județul Gorj, domnul prefect de acolo, care a spus că interziceți colindatul, s-ar putea să vă fac o vizită să vă colind. Și o să mai colindăm pe cineva. O să vedeți, o să vă anunțăm. Deci o să-i colindăm pe toți. Ca să înțeleagă tradițiile românești, neaoșe. Dacă noi pierdem tradițiile, s-a terminat cu legătura cu istoria. Pentru că timpul ne presează. Mai avem circa 5-6 minute, poate spune Marius mai concret. Pentru românii din străinătate, care n-au putut să vă voteze pe dumneavoastră, că n-ați candidat pentru circunscripția electorală 43. Ați dat câteva exemple puțin mai devreme. V-au invitat la diverse emisiuni în timpul campaniei, crezând, probabil, și bine au făcut, în capacitatea dumneavoastră de a vă impune pe plan politic. Ce le transmiteți? Pentru că avem 5-6 milioane de cetățeni români în străinătate. Statul, din păcate, nu își îndeplinește obligația constituțională și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a fost desființat și transformat în Departament pentru Românii de Pretutindeni. Ei așteaptă foarte, foarte mult de la statul român, cel puțin de acum încolo. Ce le-ați putea transmite? Ce le-am transmis și până acum. O mare parte din familia mea și din prietenii mei locuiesc în străinătate. Cea mai bună prietena mea din Canada, n-am mai văzut-o din 2005. Da? Nu știu. 2005. Da? Vă dați seama, sunt 15 ani. Exact. Și o cunosc de când aveam 6 ani. Da? Este dureros. Mama mea locuiește în străinătate. Verii mei locuiesc în străinătate. Finii mei locuiesc în străinătate. Vorba lor, tu o să rămâi să închizi lumina. Eu vreau să aprind lumina. Pentru că am nevoie
și avem nevoie ca poporul român să reintre în granițele lui și să revină acasă. Gândiți-vă toată această masă de români care trăiește într-o suferință cumplită, numai cine nu s-a dus în pribegie, că este în pribegie, dar indiferent cât ai realizat, există un cuvânt intraductibil la nivel internațional, dorul. Nu se poate traduce nicio limbă. N-ai cum. Pe Eminescu greu poți să-l traduci datorită dorurilor sale. Da? Gândiți-vă că suntem singura țară care a migrat pe timp de pace. Cea mai mare masă populațională... La noi. Da? În Siria nu putem să ne comparăm. Nu pot, pentru că a fost război. Dar pe exact timp de pace, din cauza sărăciei, am ajuns să ne împânzim în toată lumea. Bine, enorm de mult în Europa. Așa e. Eu am zis-o ca să pot să mai mi-ostoiesc durerea. Am spus că totuși, uite că am refăcut și ne mai trebuie fostul imperiu Pelasgo-Traco-Cetodac, da? Când a fost strămoșii noștri, da? Toată lumea zice că dacă vorbești de cei de dinainte, tu ataci ortodoxia. Din contră, ce legătură are? Cine nu-și cunoaște istoria, da? E condamnat la dispariție. Atenție! Una e una, alta e alta. Sunt toate legate, da? Fac parte toate din cultura acestui popor și trebuie să ne cunoaștem istoria, pentru că acești nemernici ne-au distrus-o, ne-au scos-o din manuale. Noi știm mai mult istoria Franței, a Americii, a Angliei, decât știm istoria României, da? Bun. Deci România aceștia trebuie să se întoarcă acasă. Gândiți-vă, cu toată experiența, cu educația și civilizația de acolo, această masă, hai să nu zici 6 milioane, că poate unii chiar îmi spuneau: măi, unde să mă mai întorc? Mi-am făcut casă, sunt de 30 de ani aici. Vedeți, desțelenirea s-a produs. Dar să știți că am primit telefoane de la oameni de 60-70 de ani care sunt plecați de dinainte de Revoluție și mi-au spus: mi-ai dat o speranță, vând tot și mă întorc să mor acasă. Deci credeți-mă, și acum am un nod în gât. Să auzi atâția oameni că mă sună și îmi spun acest lucru, este cutremurător și pe umerii noștri stă o responsabilitate imensă. Este imensă responsabilitatea și nu vreau să mă copleșească, pentru că avem o luptă de dus. Da? Lupta abia acum începe. Dar abia acum începe. Deci ei trebuie să se întoarcă acasă. Gândiți-vă, ei, cu toată experiența lor, cu tot ceea ce au învățat în străinătate, gândiți-vă cât te poți schimba în România și am putea în sfârșit să scoatem din sistem acești funcționărași care nu fac nimic și sunt doar o caracatiță, pentru că toți sunt legați între ei. Foarte rar sunt cei care chiar ajung acolo prin concursuri sau pe căi corecte. Restul sunt pe relații și pile, da? Corect. Am putea să scăpăm de ăștia și să vină în posturi de funcționari publici oameni care au trăit în străinătate, care știu ce înseamnă să respecte poporul. L-ați cunoscut pe domnul Călin Georgescu? Nu. Nu. Ultima întrebare pentru 2 minute. Ar fi mult mai multe de întrebat. Sper să reveniți și cu alte misiuni când timpul vă va permite. Dacă ajungeți la guvernare și în mod cert, așa ar fi normal, dumneavoastră ați fi ministrul justiției. Nu. Ce ați face pentru statul de drept? Nu aș fi ministrul justiției. Dar ce? Nu cred, deci din ce am văzut eu, nu, aș pune... Ce ați face pentru statul de drept? Bun, prin, eu știu, calitatea de senator, poate chiar în comisia juridică, denumiri, discipline, imunități și evident, validarea senatului, vă rog. Parlamentul României este fabrica de lege a României. Exact. Eu cred că sunt mult mai folositoare în Parlament, unde, de exemplu, pot să sesizez la comisia de abuzuri și eu să-i bat la cap să cerceteze, pentru că au 2 ani în urmă de nelucrat. Și vă spun că vorba unor ziariști, cu mine nu se va mai dormi în Parlamentul României. Vă spun lucrul ăsta. Ce faceți? Dar nu trebuie să ții pe acolo. Hai să fim serioși. Există un protocol. Avem totuși o altă atitudine. Dar asta nu înseamnă că nu mă voi duce la tribuna Parlamentului să am un discurs. Iar discursul meu poate fi acid.
Cred că o să aveți cel mai mare număr de loc de cuvânt în plen. S-ar Sunt putea, convins. S-ar putea. Și mi-aș dori. Acum poate se cumințesc dânsii și nu o să mai am atâtea lor de cuvânt și poate avem mai multe inițiative concretizate, niște legi bune pentru poporul român. De ei depinde. Dacă vor să stăm foarte mult de vorbă în Parlament, nicio problemă, dar vorbă lungă sărăcia omului. Hai să ne apucăm să facem legi, toți suntem aleși ai poporului și ar fi bine pentru prima dată în istoria acestui popor să lucrăm pentru binele poporului și nu interesul personal, cum spunea domnul, exact. Domnul da. Iohannis. Ultima întrebare, în 10 secunde. Veți face parte, în mod evident, dintr-o comisie, dintr-un grup parlamentar. Grupul parlamentar la Senat, AUR. Ce veți face dacă liderul de grup, în cazul în care nu veți fi dumneavoastră acela, vă cere, ca la un anumit proiect de lege, să votați într-un anumit mod? Nu. Și nu sunteți de acord? Nu. Asta a fost condiția mea de când le-am spus. Mie nu îmi interziceți, mie nu îmi spuneți, nu mă condiționați, pentru că nu de asta am venit în Parlament, să fac ce-mi spuneți voi. Putem să discutăm pe diversitate de opinii, dar dacă din punct de vedere juridic eu consider, da, pentru că ceilalți n-au pregătire juridică, mi se pare că mai avem un jurist la Camera Deputaților. A, vorbiți de domnul Tănase. Dan Tănase nu e, am vorbit cu el, nu e avocat. Nu e? Nu este avocat, nu este student anul 2 la drept, am rămas și eu uimită. Dar e foarte bun, da, e foarte, foarte bun. Chiar ieri m-a sunat, lucra la un recurs, vrei să te ajut? Nu, mulțumesc, știu. Bine, Dane, nicio problemă, dacă ai vreodată nevoie, te ajut cu mare drag. Dar el câștigă toate procesele, pentru că cum să zic, este un autodidact și mai ales cu atâta experiență venind din spate, da? Dacă acum este și student la drept, vă dați seama că va excela extraordinar de mult, bineînțeles că mă bazez și politic, suntem vreo trei cu așa. Dar dacă noi cei care ne ocupăm de juridic vom considera că acea lege nu este ok sau este interpretabilă sau va putea crea grave prejudicii, da? Și distorsionări ale situației normale, atunci eu vă spun că nu voi face ce îmi spune. Da. Și o să încerc să-l conving pe liderul de grup că e mai bine să se voteze efectiv în interesul, dar vă spun că nu cred că va fi așa ceva, pentru că noi deja am vorbit, în acest partid se discută despre interesul poporului. Da? Asta e. Deci acolo vom merge și de-abia aștept să văd eu cum mai adaugă ăștia câte un și, câte o virgulă, un punct și o virgulă. Cât un termen ingineresc sau ceva. Știm bine. Bun, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, pentru că timpul nu ne mai permite. Mulțumesc mult telespectatorilor. Să sperăm că prin doamna avocat Șoșoacă vom putea spera că vom avea cu adevărat stat de drept în România. Bună seara! Mulțumesc mult încă o dată, doamna avocat, pentru prezența în emisiune. Și sper că încrederea pe care ați dat-o până acum cetățenilor români care v-au votat se va amplifica din ce în ce mai mult, iar odată cu ieșirile din plenul Parlamentului, veți purta în continuare aceeași legătură strânsă cu electoratul. E obligatoriu. Da. Mulțumim mult. Păi fără ei nu pot. Mulțumim mult. Să rămână. Colesterolul mărit îți curtează viața. Ia atitudine! Supreme Krill, noua generație Omega 3 în promovarea luptei împotriva colesterolului, conține 5 ingrediente standardizate. Acizii grași, EPA și DHA.